Live streamed, ok. Vă salut cu drag pe toți. Așa cum am promis, Caro este astăzi cu noi. El a venit în Europa, din Asia, acolo unde locuiește împreună cu familia lui, special pentru Convenția Europeană doTERRA, care a avut exact loc la el acasă, la Budapesta. Și încă pentru puțin timp este în Ungaria și ne-am dorit să facă cu noi un training. Inițial am vorbit să facem în persoană, dar suntem în perioadă de vacanță. Au fost și căldurile care au fost și până la urmă, iată că am reușit să găsim o soluție care cred că bucură pe foarte mulți, aceea de a face un Zoom astăzi de câteva ore și în care Caroi să împărtășească cu noi tot ce a acumulat în perioada de când nu ne-am văzut. Pentru cei pe care îl văd acum pentru prima dată, aș vrea să știți că el este omul care a adus viziune și care în urmă cu 5 ani de zile mi-a dat personal informația despre doTERRA. Omul pe care l-am cunoscut în urmă cu foarte mulți ani într-un proiect anterior și pe care în toți anii care au trecut de 14 ani încoace l-am văzut același lider și l-am, chiar dacă nu eram într-un proiect cu el anterior, anii anteriori, l-am urmărit și am văzut rezultatele. Când în 2017 așa a dat un call și a zis că ce mai faci, așa mi-a bătut inima de emoție că o să vorbesc cu el, pentru că știam ce lider este, un lider de talie mondială, un om care a influențat și a schimbat viața în bine anterior. A mii și mii și zeci de mii de oameni, clar mi-am dorit să mă văd cu el și pe vremea aceea locuiam la Deva și am sunat-o și pe Claudia și ne-am întâlnit cu el la Oradea și ne-a pus în mână o sticluță de ulei vindecător și nu știam ce este. Și de atunci încrederea în el, vă mărturisesc că încrederea în el ne-a făcut să facem următorii pași și iată ce s-a întâmplat după 5 ani. Suntem aici cu toți și vă suntem recunoscători, iar faptul că în echipa lui a creat atât de mulți lideri, asta este pentru că a reușit să ne dea viziune foarte multora, nu numai din țara lui din Ungaria, dar și din România și din alte țări din Europa și acum și din Asia. Așa că îi spun bun venit și haideți să vedem cu ce surprize și ce vrea să împărtășească cu noi astăzi după masă până spre seară. Cori, welcome and thank you for being with us and with our team. Yeah, of course. Yes. Yeah. So who is my translator? Hi, Cori, Simona here. I'm going to translate for you today. Perfect. Happy to have you here. Translator, good. Well, bună ziua. Good to see you all. Bună ziua și mă bucur să vă văd pe toți. And so I think this is one online meeting that is, it's not a substitute that we did something for now, for these weeks, hot summer weeks, before I can make my personal appearance, maybe in September. Consider că întâlnirea noastră de astăzi online este de fapt un substitut pentru o întâlnire live pe care o să facem totuși împreună. Acum am înțeles din cauza căldurii și a concediilor, însă în septembrie poate reușim să ne și vedem live. And I think it's very important, you know, that we all of us we meet and then we get to know each other, we build a relationship. You know, that's the most important part of our life, that we have a very good relationship. Consider că e foarte important să ne vedem live și să ne cunoaștem și să construim relații, pentru că asta este ceea ce e important între oameni, să se cunoască și să construiască relații. Yes, okay, and so what I do, and I think all of us leaders should do, is I teach my people, I lead my people, I give them examples, I give them whatever they need that's within my abilities. Ceea ce eu fac și cred că fiecare lider ar trebui să facă pentru echipa lui, îmi învăț oamenii din echipă, îi ghidez, le ofer exemple care să-i ajute în munca lor. And one thing that we all of us, you know, all of us are leaders, you know, at our level, all of us, everybody's a leader. Și eu cred că toți cei care suntem la nivelul acesta, toți suntem lideri. And I hope you consider yourself as a leader and the perspective that we have ourselves, we need to work on that obviously, because whatever we have and whatever we see around us is always a measure or a testimony of our own perspective of ourselves and what we see who we are.
Și eu sper că toți cei care sunteți aici vă vedeți deja ca lideri și ceea ce avem de făcut este să lucrăm asupra perspectivei pe care o avem asupra lumii înconjurătoare, pentru că aceea va dicta ceea ce noi facem în continuare, ceea ce noi suntem, cum percepem și cum dăm mai departe. And I'll pick up the line from the leadership or the empowerment day that we have together, because I started a few ideas and then I pick it up and I'll carry on and then we'll end up somewhere at the finish of today. Am să preiau subiectul prezentat la Empowerment Day, la Convenția Europeană, și am să dezvolt acel subiect și o să vedeți unde ajungem. And today, I think the schedule, I have no idea what the schedule is, because I never know what I'm going to talk about exactly. And again, it's a different meeting from what I've planned in person, which we will do at one point. But I'm really looking forward to what we are going to discuss about, obviously. N-am idee care este programul pentru azi, pentru că este o întâlnire online care este foarte diferită față de ceea ce aveam plănuit pentru întâlnirea în față în față. Însă, deci nu știu exact cât va dura întâlnirea noastră de azi și ceea ce am să vă spun. Well, I can teach you at least, you know, I hope you trust me. I'm still the top earner in Europe. So that's something that, you know, if you want to be as half as good as me, then you're going to be the 50% of the top earner in Europe. So I have something to say when it comes to the business, obviously. Dar ca să vă creezi contul de încredere și ca să fiți prezenți și să ascultați ceea ce am să vă spun astăzi, sunt în lider de top, cel care câștigă cel mai mult în dotarea în Europa. Așa că am ceva să vă transmit pe calea asta și vreau să vă învăț asta și măcar să ajungeți în 50% top a celor care câștigă cel mai mult. I have very good relationship with people around me. I'm 50 this year. I'm better, you know, with my physical abilities and my health than ever. So these are some of the measures that obviously I can teach people, and there is a message, you know, what I can share with people. Am și am avut întotdeauna o relație extraordinară cu oamenii din jurul meu, pentru că am urmărit să construiesc asta. Sunt în cea mai bună variantă a mea în această viață din toate punctele de vedere, așa că consider că am ce să ofer, să dau mai departe și să învăț și pe alții. And I've all of you know that I've started, you know, at the same, you know, there is no difference between me and any of you in the call. I don't have any special given opportunities. I don't even have a college degree. I don't have anything. I didn't have anything. So we start from the same background. So I hope you appreciate that, because I'm not some faraway sponsor from America or from whatever where life is different. No, I come from next door. I had to make my own success from the same background what you have in Romania. Și vreau să înțelegeți că avem exact același background. Nu suntem cu nimic diferiți, n-am ceva calități speciale, n-am diplomă de universitate, sunt efectiv vecinul de la ușa de vis-a-vis, nu sunt un lider din Statele Unite, dintr-o altă mentalitate, dintr-o altă, sunt de aici, din Europa de Est, exact ca voi, cu același background, cu nimic diferit, care doar a muncit pentru succesul. And you know, what you might be interested of and whatever level you are at is how did I make, look at me, this is nice, and my wife gathered, this is me back in 90s, back in 1993, I think, you know, as I told you, I don't have a college degree, I'm a working guy, you know, I'm a skilled worker, that's my highest education as far as that. How did I start from here and how did I end up where I am? Și aici în poză mă vedeți pe mine în 1993, aici locuiam în acest bloc și ceea ce eu eram, un muncitor, un simplu muncitor. Asta știu să fac, să muncesc. Și cum am ajuns totuși aici unde sunt acum? So, you know, this here, if you can see the screen here at Stair One, I spent 18 years of my life growing up in this cheese hole, I think, and many of you can relate to that. You know, this is where I started my life. Aici mi-am început viața și primii 18 ani de viață aici i-am petrecut, unde vedeți pe ecran. Cred că mulți puteți să relaționați cu acest aspect. Eu le numesc găuri de șoarece, tipul acesta de blocuri.
I was working, you know, as a, with using my two hands, you know, I was a skilled worker, you know, this was one of my workshops, okay, that I worked at. Actually, I built, you know, all this cage, you know, so this was at age 20, whatever. That was me. Aici eram la vârsta de 20 și ceva de ani și asta este ceea ce făceam. Munceam cu mâinile mele ca un muncitor priceput. Am construit tot ce e acolo și asta eram eu atunci. Asta știam să fac. Și eram dăruit. And how did I end up here? That's a good question, right? I can be answered that, right? Și cum am ajuns unde sunt acum? E o întrebare bună și merită să răspund la ea. I hope my wife is not here. Please don't tell her, okay? I don't know. Look at this. I bought for her because our 25th anniversary is next month. We can't see anything. Oh, because... I know. Ah, okay. Yeah, my wife should, hey, don't, you all of you are in Romania, so in the next month, don't say anything to anyone, okay? Because my wife doesn't know. Ok, deci ce o să ne arate în continuare trebuie să rămână între noi pentru că soția lui, și speră că nu este pe Zoom, nu trebuie să știe chestia asta. So I built a beautiful beach house. Look at it right here in Croatia. This is what I see from my terrace. In this is the island of Krk in Croatia. So I bought a property here and I renovated. I'm still building. This is a How did I end up here from having nothing? That's a good question, right? What's the journey all about? Deci, Cori a cumpărat o proprietate în Croația, pe malul mării, la care lucrează să o renoveze și să o modernizeze. Și cum a putut să facă toate aceste lucruri și cum a ajuns el aici, unde este acum? E o surpriză pentru soția lui. I hope you leaders will accept my invitation because this is going to be an awesome place to train and meet with my leaders. It's a beautiful place, beautiful home that I built next to the seashore. So many of you will come there, hopefully, but she doesn't know me, so don't say anything. Sper că mulți dintre voi, liderii, o să veniți să mi-vă alăturați aici, pentru că pentru asta am cumpărat această casă. Însă, deocamdată, rămâne între noi, pentru că soția mea nu știe. Și nu trebuie să știe încă. I bought her a beautiful convertible Bentley. She doesn't know. Doesn't say anything. She has no clue. Ea nu are încă nici cea mai mică idee. Can we see it? Yeah, can you see it? It's no, on the screen I can only see you as a young worker. Okay, here. Here you can see. Can you see me? Yes. We can see you okay, now. Can you highlight me and Simona so people can see me, not everybody? Because I've showed some pictures of the sea, of the seashore. You didn't see that? No, we just saw the what you were sharing on the screen. You shared the picture. Yeah, so this is my view. So I hope many of you will come here and spend time, you know, at my beautiful beach house in Croatia. Aici este vederea ceea ce ne zicea mai înainte, pentru că el credea că vedem pe ecran. Este vederea de la casa din Croația pe care a cumpărat-o. So why am I saying this? Because obviously we have tons of success around me and we've reached, you know, a level of lifestyle which many people only dream about, you know, and we have a home in Asia, by the way, a beautiful huge house, a beautiful home that we rent for years in Asia. I think what you need to understand that there must be some answers. You know, how can I end up here, okay, from nothing? Now I have a superior lifestyle. I think we should be able to answer to that, right? De ce vă arăt toate aceste lucruri? Faptul că am casa asta frumoasă în Budapesta și am mai cumpărat casa respectivă în Croația pe malul mării și avem o casă închiriată foarte mare și frumoasă în Vietnam unde locuim. Practic, ca să înțelegeți care este stilul de viață, un stil superior de viață la care cei mai mulți doar visează și cum am putut să ajung din calitatea de muncitor aici, în această ipostază. Și este o întrebare la care eu consider că merită să răspundem pentru că o să ajute pe mulți. Now, look at this video and think about it for the next couple of weeks, okay? Look at this video, because I think some of the answers that you're looking for is right here.
Uitați-vă la acest video, pentru că eu cred că unele dintre răspunsuri sunt chiar aici în acest video. Now, here, what you're going to see here is a social and a psychological experiment. That's what you're going to see. Ceea ce veți vedea în acest video este un experiment social și psihologic. Now, what you see here is that all these people, okay, who are entering the elevator, they are all part of the experiment, okay? They are the stuntmen, so to speak, so they are part of the experiment. Toți oamenii aceștia pe care vedeți intrând în lift sunt actori care sunt parte a experimentului. Now, look at this guy, obviously has no clue. He is the one, he is the experiment. So he's the guy that the experiment is taken on. Look at him. Iar omul din mijloc, acesta pe care îl punctează Corey, este cel pe care se face experimentul practic. So you can see that this guy, you know, even though it doesn't make any sense, he's going to do what everybody is doing around him. Și o să remarcați că, cu toate că nu are absolut nicio logică, acest om va face până la urmă ceea ce toți ceilalți fac, și anume faptul că intră în lift și se așează cu spatele către intrarea liftului. Some of the things that we do in our lives, you know, makes no sense, but sometimes, you know, all of us always copy what everybody does. So who are you copying in your life? Look at this. This guy makes no sense. He's going to turn around just like the other. It makes no sense. Like it makes no sense to work for somebody else for 40 years, right? But still everybody does that. Uitați-vă aici din nou la experimentul acesta reluat și reluat și de fiecare dată se petrece același lucru și conștientizați faptul că și în viețile voastre se petrece asta, ale tuturor. De multe ori facem lucruri care sunt absolut ilogice și copiem pe alții doar pentru că așa ni se pare că ne încadrăm în societate, cu toate că nu este deloc logic. Nu este logic și benefic pentru nimeni să muncească pentru altcineva timp de 40 de ani ca angajat. Now even this guy looks like me a little bit when I was young. Tipul ăsta pe care vedeți acum în imagine chiar seamănă puțin cu mine când eram tânăr. When I saw this years ago, it really stuck into my mind. How much am I copying people around me? Because, you know, turning around in an elevator and doing something that makes no sense, but doing because everybody does, we are doing the same thing, everything in our life, all the aspects, that's what we do. Și când am văzut acest experiment acum mulți, mulți ani, în mine a atins o coardă foarte sensibilă pentru că m-am comparat cu acest tip din imagine și m-am gândit atunci, oare de câte ori copiez pe alții din jurul meu fără să-mi dau seama și mă aliniez la ceea ce fac cei din jur. Hey, it's Rico. Yeah, say hi, come here. Look at my wife. She just came back from Vietnam. Hi, Rico. Nice hearing you. Yes. You know her, yeah. Simona Ronello, yeah. I would love to see you. So good to see you, ladies. Who else is coming? Hold on, let me just hold on. Hi, Flory. So many people. We have 160 people. Oh, I only saw three people at the beginning. Sorry. I don't know, like, who else you would know. There are some people, obviously, that, you know, not everybody's camera is on. Oh, look at you all. Probably they're sitting on a toilet, I'm pretty sure. Cody. In imagine of it, Rico, so good to see you. Good to see you, ladies. Oh, there's Claudia. Look at that. Yeah, hey, what's up, Claudia? Good to see you. Hey, good to see you. Hi, Dan. It's Dan. Yes. Yeah. Oh, hi, Dan. Yeah. Have a great. Oh, we have history, huh? Yeah. Huge. I miss you. Yeah, maybe you could talk a few things later on, okay? And then do whatever you do and come back later. Yeah. All right. Hey. Love you all. Love you, bye. So, coming back here, I really want you to think about that because this young guy, okay, is 100% you. So the first question you need to ask, who are you copying? Because you don't have the power not to copy people. You don't have the power. You will always become, okay, who you surround yourself with. That's unbeatable. Revenind la exemplul despre care vorbeam, vreau să vă raportați la acest tip din imagine și să vă gândiți la modul foarte serios pe cine copiați și mai serios cu cine vă înconjurați, pentru că nu aveți puterea să nu copiați, ci să fiți atât de puternici și stabili prin ceea ce sunteți ca ființe unice, astfel încât să nu copiați și să nu vă aliniați la nimeni din jurul vostru. Fiți foarte atenți la anturajul de oameni cu care vă înconjurați. You will turn away in some cases. Some of the things that you think is very important, you will turn away because everybody turns away.
vei ajunge în anumite situații să te întorci metaforic, exact cum se petrece în, în exemplul din imagine, chiar dacă nu ți se pare logic și vei face asta doar ca să te aliniezi la ceea ce fac și ceilalți. See, in the beginning, this guy was very, very determined, very certain about, you know, who he is and what he wants. Look at that. He's got his personality. This is the way I should lead my life. That's in the beginning. That's how he is right now. This is me. That's how I need to live my life. Dacă vă uitați bine la el la începutul experimentului, se vede că pare un tip foarte sigur pe el, foarte determinat, știe cum să-și conducă viața, însă... Okay, and as time is passing, maybe years and maybe decades, you will lose what is important to you. You will lose, okay, what you have thought that was important to you or what is you, and then you become like everybody else. That's the unfortunate reality of this experiment. Mergând mai departe cu corelarea cu ceea ce se petrece în viață, la începutul vieții suntem foarte încrezători, optimiști, știm ce vrem, știm care ne sunt visurile, determinați să reușim, exact așa este și tipul din imagine, însă de-a lungul vieții viața ajunge să te modeleze, societatea, oamenii din jurul tău, mediul înconjurător și ajungi să te aliniezi. Now obviously, you know, as sad as it is, also it is as good as it is, because if you surround yourself with the right principles, with the right mind, with the right people, you're going to end up where they are facing. Și așa de trist cum sună, în același timp toate aceste lucruri sună și foarte bine, pentru că dacă tu alegi să te înconjori cu oameni pozitivi, determinați să reușească, vei ajunge exact acolo unde ajung și ei, la succes. So the principle is neither good, neither bad. What it is, it is. You will always become who you surround yourself with, what you read, okay, what you listen to, whatever is around you, you're going to be facing the same direction. I hope you will understand that, because I understood that decades ago. Deci principiul acesta nu este nici bun, nici rău, nici pozitiv, nici negativ, este doar ceea ce este, faptul că vei ajunge inevitabil să... media oamenilor cu care te înconjori, a stilului de viață pe care îl duci, a ceea ce citești, a ceea ce asculți, a ceea ce pui în practică. So don't fight the fact, because some people trying to fight the fact or deny the fact, I'm not becoming whatever is around me. That's trying to fight, okay, or deny the facts. You don't do that. Așa că nu vă mai obosiți să luptați sau să negați faptul că deveniți acel lucru cu care vă înconjurați cel mai mult. Rather, live the principle, meaning if you want to have a house up in the mountain, surround yourself with people who have houses, homes up in the mountain. Mai degrabă trăiți după principiul că, de exemplu, dacă vrei să ai o casă în vârful muntelui, înconjoară-te cu oameni care trăiesc acest lucru, care au case în vârful muntelui. Now, you might not have a direct access to somebody like that, but certainly you can, okay, through media, through YouTube, through our meetings, through find your ways, but you need to understand what they understand. Poate nu ai acces direct la astfel de oameni, trebuie să înțelegeți că e vorba de un exemplu, da, stilul de viață pe care ți-l dorești, însă ai acces indirect prin media, prin cărți, prin YouTube, prin să cauți astfel de exemple, ca să vezi care este stilul lor, mentalitatea lor, ce fac ei diferit de tine. If you surround yourself with drinkers, guess what? You're gonna become a drinker yourself. Dacă te înconjori cu beții, cu oameni care beau, care asta obișnuiesc să facă, să bea, ghici ce și tu vei ajunge să faci același lucru. If you surround yourself with lazy people, okay, who have no understanding of doing something continuously or sticking to a goal or doing something with persistence, guess what? You're going to be doing the same thing. Dacă te înconjori cu oameni leneși, lipsiți de scop, care nu știu să fie consecvenți, să facă cu perseverență ceva în viața lor, să-și urmeze scopurile, exact la fel vei ajunge și tu. Ok, well, look at in my case, even my Ukrainian war refugee is a refugee with a brand new Audi A8. Sorry, can you repeat this?
Yeah, that's how I have a refugee living in my house who's fleeing from the war with the family. But, you know, because who I am, okay, he's a refugee with a brand new Audi A8. Okay, I got it now. In cazul my meu... Friend. So even my refugees are rich. Ok. Cât de mult contează mediul cu care te înconjuri și ce atragi în viața ta? Uitați-vă, în cazul meu, chiar și refugiatul pe care din Ucraina, din cauza războiului pe care l-am găzduit la noi în casă, este un refugiat bogat la rândul lui, care are un Audi A8. Yeah, asta a atras el în viața lui să vină la mine în casă. Car is right here, in my garden, brand new Audi A8. Like, awesome guy. By the way, good story, because he referred years ago one guy, because he's not doing fully doTERRA yet, but he referred one guy to me, and that guy has become a diamond with a huge downline, and now it comes handy to him when he needs to restart his life and do something freeing Ukraine, and now he's going to be doing doTERRA. Isn't that great? Și e chiar o poveste interesantă, pentru că tipul ăsta acum câțiva ani mi-a oferit un contact, un tip din Ucraina cu care eu am început să lucrez. El nu făcea doTERRA. Eu am început să lucrez cu acest tip din Ucraina și a ajuns diamant și acum când viața acestui om care e refugiat în casa lui s-a schimbat atât de dramatic, asta este soluția pentru el și șansa și oportunitatea lui să facă doTERRA. So the point is, if you surround yourself with people who always complain, you know, who always see the dark side of the situation, guess what? You're going to become like them. You're going to always see the dark side of the situation, not the opportunity side, or you're going to be always see the negative part. That's how you are. So don't deny that you become somebody that you surround yourself with. Rather, use the principle. Mergând pe aceeași idee, dacă te înconjori cu oameni negativi care nu fac decât să se plângă de tot ceea ce este în jurul lor, exact la fel vei ajunge și tu. Așadar, încă o dată, nu nega faptul că ajungi, ești media acelor lucruri și oameni și situații cu care te înconjori. Mai degrabă, alege tu să trăiești după principiul acesta și să alegi efectiv ce stil de viață vrei să ai. Now, I do believe that in our life, you know, anything we do, there are only a few major areas that we are pretty much progressing or we should progress. There are only a few major areas. Consider că în viețile noastre sunt câteva arii majore în care progresăm. And I think I've realized this even more now doing doTERRA than ever before. Și cred că am conștientizat asta chiar mai mult acum în timp ce fac doTERRA decât înainte. Now, when you talk about wealth, true wealth, or when you say that, hey, come here, there is somebody successful is doing a presentation, or somebody successful is going to do a Zoom, and what kind of people do we have in mind when you say somebody successful? La ce te gândești în clipa în care în clipa în care zici, uite, cineva de succes va veni să țină o prezentare sau să țină un Zoom sau care este imaginea în mintea ta a unei persoane de succes? You know, in most cases what you have is somebody successful, or somebody has money, somebody who is rich, somebody who is affluent, that's a fortunate fact, but that's how it is. De cele mai multe ori, that's only one part of the story. De cele mai multe ori când ne gândim la o persoană de succes, primul lucru pe care l-asociem acelei persoane este faptul că este o persoană bogată, influentă, bogată. Și asta este doar o parte a problemei. What doesn't come to your mind that somebody successful is going to speak is that, oh, that person must have a lot of time and spends a lot of time with their grandparents and with their children. It doesn't come to our mind. Somehow we attach success only to money. Huge problem. Ceea ce omiteți, în schimb, în imaginea aceasta mentală despre o persoană de succes, de cele mai multe ori este faptul că, uite, vine o persoană de succes, asta înseamnă că trebuie să aibă foarte mult timp liber pe care și-l petrece dedicat cu familia, cu cei dragi. De cele mai multe ori oamenii nu gândesc în termeni de genul ăsta, ci pur și simplu se gândesc doar că este o persoană bogată și asta e o problemă. Or somebody is going to talk who is very healthy, who's very, very athletic and has very good health, it doesn't come to our mind, only money. This is a big problem.
De asemenea, nu-ți vine neapărat în minte faptul că persoana de succes care vine să vorbească în fața ta e o persoană care e foarte sănătoasă sau în care are un trup de care are grijă, bine îngrijit. Nu, de cele mai multe ori ne focalizăm pe o singură parte a acestei arii și asociem succesul cu bogăția financiară. So, to me, a success story is only a success story when they have money, when they have good relationship with people, with their families, with their friends, and they are healthy. When those come together in one in hand, that is true success. Pentru mine, în schimb, succesul înseamnă atunci când cineva are puterea financiară, are relații foarte bune cu cei din jur, cu familia și este sănătos. Și acestea trei împreună sunt cele care pentru mine reprezintă succesul. And obviously, we know all the examples when, for example, somebody is a health freak, okay, but they can't even afford a decent trip or a car or a home because all they do is their health and being a yogi, whatever. That's not right. Și alte exemple in extremis sunt cele în care cineva este o persoană obsedată de sănătate și stil de viață sănătos și hrană sănătoasă, ceea ce e foarte bine, dar ajung atât de obsedați încât nu mai văd celelalte aspecte ale vieții și ajung să nu-și mai poată permite o călătorie sau orice altceva. Da? Deci ei doar asta. What is not right if somebody, okay, is having a lot of success in the area of finances and money, but they have a crappy health, okay, and then, okay, they divorce 5 times, okay, and they can't even keep a relationship more than 6 months, and don't have any friends. That's not a success. La fel de anormal este să ți se pare că este de succes o persoană care e super bogată, are o grămadă de bani, însă este cu sănătatea la pământ, toate relațiile sunt disfuncționale, a divorțat deja de 5 ori, aceasta nu este succes. So obviously you see, as it should be, that progressing in life, or I should say, progressing in doTERRA, that's a complicated thing. Așadar, sper că vedeți deja și puteți intui că progresul în viață, sau aș putea spune chiar progresul în doTERRA, este ceva mai complex. Because if you are not doing it complex, you're going to end up, okay, with a lot of success, huge pin title, but with no friends. Maybe you're not talking to any of your downline or there is the argument with everybody. That's not a success story. Pentru că dacă nu faci lucrurile cum trebuie, poți să ajungi o persoană foarte bogată, să zicem, dar cu relațiile disfuncționale, poate nu vorbești cu cei din downline, poate nu mai vorbești cu familia ta. Or maybe you're going to end up a good doTERRA lady who loves everybody and shares the wealth and has no money. Sau poate devii o foarte drăguță doamnă din doTERRA care iubește pe toată lumea și împărtășește uleiul cu toată lumea, dar n-are niciun ban. Or you're going to end up a very successful doTERRA advocate with a good pin title, with all the money and advancing, and then you're losing your health. And you're losing your family because you have no time for yourself. That's what you think. See how complicated this can be? Sau devii o persoană de succes în doTERRA cu un rank înalt, cu bani, cu relații, dar nu ai grijă de tine, în primul rând, de sănătatea ta și nici asta nu e regulă. Deci vedeți cât de complexe sunt lucrurile și cum merg mână în mână. And just because it's complex it's complex, it doesn't mean that it can be reached or it's difficult. No, it's something that, again, if you put your mind onto these three areas, that's where you're going to advance. Și doar pentru că este complex, nu înseamnă că nu poate fi atins și obținut. Trebuie doar să urmărim, să abordăm viața holistic, ceea ce noi tot vorbim tot timpul. So, when I have these meetings with people, when I spend a day, okay, with people locked up in a room, okay, we try to advance and realize and start asking questions and answering to our own questions in these three areas, because as you listen to me, I'm sure you realized something about you and something about others that, oh, I understand some of the things now. Practica asta este ceea ce noi facem atunci când ajungem să petrecem o zi sau câteva ore cu oameni închiși într-o încăpere, într-un training, sau ajungem să punem astfel de întrebări și să răspundem la astfel de întrebări și oamenilor să li se aprindă un beculeț și să conștientizeze: da, despre asta este vorba, aici mai am de lucrat, sau așa, asta este ceea ce se petrece în viața mea.
I'm so fortunate, so to speak, because I believe fortune is something that you make in that terms. I'm so fortunate to have incredible relationship and friends all around. That's I value that more than probably anything else. Mă consider atât de norocos, chiar dacă eu consider că norocul îl facem noi, dar mă consider norocos că am relații extraordinare peste tot în lume cu oameni. Just two examples came to my mind, just out of the many. Last year I had a father-daughter overnight. We went down to south part of Hungary. Și acum îmi vine în minte un exemplu. Anul trecut am petrecut o zi, o noapte cu fica mea, o călătorie fică-tată în sudul Ungariei. And I'm not going to find pictures. And then, you know, I had a car which was not good for going up into the mountains. So I just said, oh, who do I know here? So in 5 minutes, I could change my car. Okay, out of nowhere, I just called up a guy. Do you know somebody who lives here? Oh yeah, I'll find somebody. Oh yeah, I know you. Okay, can I leave my car and take yours? Of course, come here. See, and I did the same thing now. And I was going to Croatia, and the border guard did not let me because my paperwork was, I don't know, with my American car wasn't good. So I called somebody who lives in this area. Like, can I switch cars? Just one example. How nice that is. Okay, that I have all these friends. Okay, that I could call in 5 minutes. Okay, and switch cars. Okay, and then. Have a good conversation. I love that because you have friends that you can rely on. That's just a very small example out of many. Și exemplul continuă. În acea călătorie voiau să urce pe munte și mașina lui nu era potrivită pentru a urca pe munte și a dat un telefon la un prieten și l-a întrebat, uite, poți să mă ajuți că aș avea nevoie de asta și în 5 minute l-a pus în legătură cu un alt prieten doar pe bază de încredere, de relații construite și au făcut schimb de mașini pur și simplu pentru ca ei să primească o mașină cu care să poată merge pe munte. La fel s-a petrecut și în Croația când n-a putut să treacă cu mașina și repede a sunat pe cineva. Ceea ce vrea să înțelegeți de aici este faptul că atunci când construiești relații armonioase, este o bogăție pe care o ai în viața ta. Da? Deci acea parte dintre aspectele importante pe care trebuie să fii atent, pentru că este ceea ce ne și definește până la urmă urmei. So that's, you know, I have so many stories, okay, where people can rely on me and I can rely on them, you know, out of the weirdest circumstances, because it's a relationship, okay? We trust each other, okay? We want to help. So I value that more than anything else. Am atât de multe astfel de exemple în care oameni care mă cunosc se bazează pe mine sau eu mă bazez pe ei în anumite situații și e o binecuvântare să pot să fac asta. So let me just give you something that I'd like to make sure, because I keep jumping back and forth, that yes, we do want to build up a very successful business, which is totally possible, as we know, not only with doTERRA, but, you know, the Romanian success. So building up a business with doTERRA is totally possible. If you are missing out of that or you have, the answers is right there in your head. Ceea ce am vrut să spun cu toate aceste exemple și metafore pe care vi le-am prezentat este totul are legătură, de fapt, cu viața voastră, dar și cu construcția doTERRA. Ca business. Pentru că dacă ai reușit să faci asta, deja știi de ce ai reușit. Dacă încă n-ai reușit, îți dai seama că totul este în mintea ta și trebuie să te uiți de unde, pe ce domeniu ai de lucrat încă. So, I love this video which I shared. Okay, it wasn't, we could not stop it. I want to talk about this, okay? Again, first I saw this, I think almost 20 years coming up, and it meant a lot to me. I watched it many times. I think when you come in contact with something that is a good principle, keep coming back to it, okay, from time to time. Video pe care vi l-am arătat, l-am văzut pentru prima oară acum vreo 20 de ani și a avut un impact foarte puternic asupra mea și am revenit din nou și din nou la el pentru că și este ceea ce vă și recomand atunci când ceva are un impact foarte puternic și conștientizați ceva foarte important pentru viața voastră, reveniți din nou și din nou la acel lucru, la acea carte, la acea informație, pentru că o să înțelegeți din ce în ce mai mult și mai în profunzime ceea ce vă transmit. All right, let's analyze this, because I think you will find some really incredible answers here. So again, please, I think the best environment is where there are questions
that you can ask and you will find the answers yourself. Și haideți să analizăm puțin mai în profunzime asta. Eu cred că cel mai bun mediu de creștere este acela în care poți să pui, sunt întrebări pe care poți să le pui și răspunsuri pe care poți să le primești. Well, what if you have a really good question and I answer to your question? Guess what? That's my knowledge, that's my growth, that's not yours. You're not going to make money on that. Dacă tu ai avea o întrebare și eu aș putea să-ți ofer răspunsul, știi ce ar însemna asta? Asta ar însemna, de fapt, cunoștințele mele și creșterea mea. N-ar însemna faptul că tu crești din asta sau faci bani din asta. So, some of the things you might not understand, please trust me, okay? If you can answer, okay, to these questions yourself, find a real answer, that's where you're going to grow and obviously act on it. Ceea ce vreau să vă transmit acum este că este mult mai valoros să ajungeți voi să, să găsiți în voi răspunsurile la întrebările voastre, pentru că atunci cu adevărat veți putea aprofunda și conștientiza ceea ce se petrece în viața voastră și atunci veți crește cu adevărat. All right, let's listen to this guy. Haideți să-l urmărim pe acest tip. Ok, so what he says to me... Marketing is about values. Marketing is about values. Asta este ceea ce îmi spune mie tipul ăsta. Marketingul este despre valori personale. Very complicated world. It's a very noisy world. It's a very complicated world. It's a very noisy world. Este o lume foarte complicată și foarte gălăgioasă. Now he's talking about, you know, mid-90s when he came back to Apple. So this is even more complicated, even more noisy these days. What does being noisy mean here? Și el vorbește acum despre lumea de la jumătatea anilor 90, care a devenit între timp și mai complicată când s-a lansat Apple, care a devenit între timp și mai complicată și mai gălăgioasă. La ce se referă când zice gălăgioasă? Noisy means that there are so many things come to your direction. That's noisy. Because I think, and Steve Jobs actually said, which is not quoted too often, he said, I'm not proud of those things what I've done, but I'm so happy and proud of those things that I haven't done. I haven't got involved. That didn't take my attention and focus away. De fapt, la ce se referă această lume gălăgioasă este la multitudinea de lucruri și aspecte care vin către tine și te bombardează clipă de clipă. Și unul dintre citatele care lui Steve Jobs, care nu este foarte des menționat, este faptul că nu sunt mândru de unele lucruri pe care le-am făcut, dar sunt foarte mândru de unele lucruri care nu trebuiau făcute și nu le-am făcut. So you could actually ask a question, how noisy is my world? Meaning that, because, you know, again, Steve Jobs is all about Zen, and he was always trying to focus on one thing alone. And the noisy world always comes and takes your attention. Oh, do this, come here, do that. Huge mistake. Steve Jobs era tipul de om foarte zen, care obișnuia și de fapt el așa și construi succesul să se concentreze pe un singur lucru odată. Și toată această gălăgie a lumii exterioare este ceea ce te poate distrage de la concentrarea ta pe un singur aspect pe care să muncești. And then even with marketing, and then you want to make sure that your message is heard, okay? You need to understand it's a very noisy world. Și în marketing, unde vrei ca mesajul tău să fie auzit, trebuie să înțelegi și să-ți alegi foarte bine mesajul în această lume foarte gălăgioasă. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. Și nu o să avem șansa să îi facem pe oameni să își amintească de noi. So, our message and who we are and what we do, okay? Will not get, you know, too much attention. You know, there is a chance, you know, if you don't do things right. Ceea ce vrea să spună Steve Jobs aici este că ceea ce noi facem și vrem să transmitem mai departe, dacă nu facem lucrurile acestea foarte bine și suntem foarte focalizați, există șanse foarte mari ca în lumea asta foarte gălăgioasă mesajul nostru să se piardă, să nu ajungă la foarte mulți oameni. Now, obviously, you know that this guy revolutionized, okay, so many areas, you know, the way we listen to music, okay, computing, retail, and I could just go on, okay, everything he revolutionized pretty much. 3, 4, 5 major areas he revolutionized completely.
Și cu siguranță recunoașteți că acest om a revoluționat practic tot ceea ce se petrece în domeniul internetului, al computerelor, ca telefonie, modul în care ascultăm muzică, practic sunt câteva arii majore pe care pur și simplu le-a revoluționat. No companies. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Așadar, trebuie să fim foarte clari în ceea ce vrem ca ei să știe despre noi, să țină minte despre noi. So, yes, we have a easier job, you know, again, than most companies because we have to be clear about how people will remember us. Now, the oils and our message with natural solutions, yeah, that's the easy part. Very easy. Munca noastră este chiar puțin mai ușoară, pentru că practic noi trebuie să ne uleiurile și tot ceea ce soluțiile naturale, aia este partea ușoară. Trebuie doar să știm cum vrem să își amintească oamenii despre noi. It's extremely easy if you do the things right with doTERRA, meaning that you share the oils, you give them a beautiful experience, and then every single minute they know. It's all about meeting their needs and what they need and what experience they need. They will remember you. That's the easy part for us. Și faptul că avem la îndemână aceste soluții și această colaborare, adaug eu în paranteză, cu doTERRA, care este o companie atât de etică și cu produse atât de extraordinare, face să fie foarte ușor dacă noi facem lucrurile simplu, împărtășim cu oamenii, ajutăm să aibă experiențe extraordinare cu uleiurile, ținem legătura cu ei, e foarte ușor să ajungem ca ei să-și amintească despre noi în cel mai pozitiv mod posibil, să creăm un impact pozitiv. And yes, again, if you remember, okay, the question is that how clear is my message? How simple is my message to people around me? Și dacă vă amintiți, ideea era cât de clar și simplu este mesajul meu către oameni, astfel încât ei să-și poată aminti. All right. Where is the video? It's gone somewhere. It disappeared. Oh, I know. Hold on. Let me just do it again. Right here. Okay. Let's continue. Oh, this is not the one. Hold on, right here. Okay, I got it. Okay, can you see Jobs? Mm-hmm. Yeah, okay, it's on. Our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for. Our customers wants to know who is Apple and what it is that we stand for. Our customers wants to know who doTERRA is and what we stand for. Easy, this is the easy part. Consumatorii noștri, zice mai departe Steve Jobs, vor să știe cine este Apple și care este scopul nostru. În doTERRA e partea ușoară. Consumatorii noștri vor să știe despre doTERRA și ceea ce pune pe piață. Ok, again, it's easy for us, but it's very important that are you doing this simple enough that people understand your clear message? That's, again, we can get lost in that. I'm telling you, some of us do in doTERRA. Și încă o dată, rețineți ideea, pentru noi poate să pară simplu, pentru că am acumulat atâtea experiențe și atâtea cunoștințe și am citit pentru că am fost interesați de doTERRA, dar întrebarea este, știi să transmiți mai departe ceea ce tu știi despre aceste produse într-un mod foarte simplu, astfel încât oamenii să înțeleagă? Where do we fit in this world? Where we fit in this world? Again, we know exactly where we fit in the world of essential oils or natural solutions. We know exactly where we fit. We are the natural solution. We are the essential oils. Din nou, se potrivește foarte bine pentru că noi știm exact unde anume ne potrivim, unde este locul nostru în lumea asta a soluțiilor naturale. Știm exact ce punem pe piață, ce aducem, ce putem da mai departe. And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. So what we are, if you understand, so what we are doing as an Apple is not making some boxes, meaning computers, and send it to people so they can get their job done, although we do that well, obviously. But that's not the core principle who we are. That's not who we are, making boxes and sending to people.
Pentru că continuă Steve Jobs, ceea ce noi nu facem cutii pe care să le ducem în casele oamenilor, computerele, da? La care ei să lucreze și să-și facă munca foarte bine, chiar dacă nu asta este ceea ce noi facem, da? Nu asta este scopul nostru în viață, chiar dacă facem asta foarte bine. Again, I will come back to this later, but make sure that you understand that our job is not to get lavender. Okay, into people's homes, although we do that well, although it's very important, but that's only a minority of the story. You'll understand what he means by the end. Și rețineți, o să revin asupra acestei idei. Scopul nostru nu este să facem să ajungă, nu este doar acesta, să facem să ajungă lavanda în casele oamenilor, chiar dacă și aceasta este o parte foarte minoră a scopului nostru. We do that better than almost anybody in some cases. Yes, and we do that better than anybody else. Bringing lavender to people's home, we do that better than anybody else, but that's not really who we are all about. Să facem să ajungă câte un ulei în casa fiecărui om este partea scopului nostru, dar nu doar despre asta este vorba. Și o facem mai bine decât toți ceilalți, da? Și avem la îndemână cele mai pure soluții, dar nu doar despre asta este vorba. But Apple's about something more than that. See, Apple is something more about it. doTERRA is way more. It's something way more than that. În paralela continuă, Apple este mult mai mult decât toate aceste lucruri, la fel cum noi știm că doTERRA este mult mai mult decât asta. Way more, yeah, exactly. Apple at the core, its core value. Apple at the core. Its core value, and he didn't say it yet what it is, but Apple at the core and its core value is? Valoarea de bază a Apple este? Is that we believe that people with passion can change the world for better. Este aceea că noi credem că oamenii cu pasiune, oamenii pasionați pot să schimbe lumea. See what I mean? Apple at its core and doTERRA at its core is that we believe that people with passion can change the world. Înțelegeți la ce mă refer acum? Exact cum zice și Steve Jobs despre Apple, faptul că valoarea de bază este faptul că noi credem, exact la fel și în doTERRA, noi credem că oamenii pasionați de ceea ce fac pot să schimbe cu adevărat lumea. Now, when you go back again, what's the answer? Why did he say that our job is not really to have the lavender shipped to people's home, although we do that better than anybody else, but that's not our job, really. That's what he says right here. We do that better than almost anybody. But that's not what we do. Și încă o dată revenind, jobul nostru, munca noastră nu este să facem, nu doar asta, nu este scopul nostru să facem să ajungă lavanda în casele oamenilor, chiar dacă facem asta foarte bine. Ci scopul nostru este să creăm o să schimbăm lumea practic. So what's the passion now? Again, remember I told you that our job is not really to get essential oils into people's home, although we do that better than anyone else, but that's not our, and I believe in that. What does it mean that we do something and then we have the passion? Așadar, haideți să ne uităm puțin la ce înseamnă să lucrezi cu oameni pasionați, ce înseamnă, care este pasiunea aceea, pentru că am zis, scopul nostru nu este să facem să ajungă lavanda în casele oamenilor, chiar dacă facem asta și e foarte bine că o facem, dar e doar o parte și o facem foarte bine, dar e doar o parte a ceea ce noi avem de făcut. Haideți să vedem, de fapt, la ce se referă această pasiune. See, when I have any oil that comes to a discussion because somebody either loves it or needs it, that my job and why I'm not here, okay, to only give them an oil. I'm here because I know that they can completely change their lives, okay? If they do something this long term, you can see the screen, okay? If they get into the doTERRA's lifestyle principles here, and then it will change their life completely. That is my passion. That's what I do. Și când mă refer la această pasiune, mă refer la faptul că atunci când împărtășesc cu cineva un ulei care apare în discuție sau de care acea persoană are nevoie, nu mă limitez doar la a-i oferi uleiul acela sau informații despre acel ulei, ci mă vorbesc despre a îi oferi informații
de a face acea educație care să-i schimbe cu adevărat viața. Și cu toții cunoaștem piramida sănătății, stilul de viață, cât de mult contează, astfel încât tu cu adevărat, schimbându-ți stilul de viață, să ajungi să schimbi viața. Now my job, you know, if somebody who has no passion could end up, okay, well, I'll share some oils, okay, maybe I get a new order, maybe I get some, that's not doing something 100% full. What is the passion in that? Pentru cineva care doar împărtășește la modul că vreau să mai înscriu pe cineva, să mai pun o comandă, să mai... Asta nu este muncă cu pasiune, cu implicare, cu dedicare pentru ceea ce faci și pentru omul din fața ta. Where is the passion in that? Nowhere. Nu există pasiune acolo. See, passion is de viață. Not about, you can't have the passion, oh, I'm passionate about making new orders or new LRPs. That's not a passion, that's nothing. Nu poți să fii pasionat la modul acesta profund de a pune încă o comandă sau a mai face niște comenzi sau a, da, deci nu despre asta e vorba. But passion is if you go back when you know that what you have at its core can change the world for better. That's passion. Întorcându-ne la videoul prezentat, pasiunea este și se naște atunci când tu știi că ceea ce ai și oferi poate să schimbe viața unui om. See, when you see this here on the screen, I'm sure you have this in Romania, and I'm sorry, but just think of a man, or a family, okay, where you can access and change at least three of these areas, because most people are all messed up in all six areas. Just think about how much change it will bring into their lives if you can change two or three out of this incredible what's going to happen to them. That's my passion. That's why I'm a different pin title. Nothing else matters. Cu siguranță că cu toții recunoașteți piramida sănătății de la Doterra și care se referă de fapt la faptul că ajungem cu adevărat să creștem, să ne dezvoltăm, să devenim ceea ce vrem să devenim când ne raportăm la toate aspectele vieții. Și gândiți-vă ce impact puteți să aveți dacă în viețile celor din jur, a unei persoane, a trei familii, ajungeți și doar trei din cele șase aspecte să îi ajutați să și le îmbunătățească cu Doterra. Asta înseamnă pasiune. So one thing that I've done, and I jump to another area, that to become successful in any areas of life, you need to look at yourself as an empty cup. Un alt aspect pe care merită să-l menționăm este acela că dacă vrei să devii de succes în diferite aspecte ale vieții, trebuie să fii ca o ceașcă goală, gata oricând să asimilezi informații. A full cup, if you look at yourself a full cup, we usually see faulty behaviors better than somebody else. But if you are a full cup, then you are not coachable. You think you know everything and then you know exactly what to do. That's not a good thing in your life. Dacă tu te comporți mereu ca o persoană tot știutoare și ceașca ta e mereu plină, nu vei putea fi, nu ești instruibil și nu vei putea niciodată să înveți să te fii mai bun pe domeniile acelea din viața ta în care vezi că există oameni în jurul tău care sunt mai buni de la care puteai să înveți. See, I had to change, I had to turn everything around. When I started doing doTERRA, that was so new to me, what they focus on and what they were doing daily, that I had to look at myself as an empty cup. Okay, I need to learn and I need to change my ways in order to accomplish, okay, what doTERRA can offer. Atunci când am început să fac doTERRA, a trebuit să mă uit puțin în mine însumi și să, pentru că era atât de diferit ceea ce făcea doTERRA, modul în care făcea, cu sufletul, cu pasiune, încât a trebuit să mă uit puțin la mine și să-mi golesc ceașca ca să pot învăța mai mult. Now, one thing that my sponsors have done is that when I started doing doTERRA in a few months, they sent here to one of the summer tours, that's back in 2017, they sent a successful, I think it was diamond, a blue diamond couple from their downline. So they bought them a ticket and they flew to Budapest.
Și unul din lucrurile pe care sponsorii mei din doTERRA l-au făcut pe la începuturile mele în 2017 la un summer tour a fost că au trimis un cuplu de diamond sau blue diamond, nu mai știu exact, din downline-ul lor la acel eveniment să vorbească. Le-a cumpărat bilet și tot să meargă să vorbească. And then I had the trust level that my sponsors are good people, and then I see what an incredible success they have, and they are whatever they tell me or do, even though it might not make much sense to me in some cases, I must do that. So you need to have the kind of humility or the kind of, I'm not a full cop. I need to learn something about what they do because they know something that I don't. Și mie atunci am crescut foarte mult contul de, sau contul lor de încredere a fost foarte mult, foarte mult a crescut pentru mine, pentru că mi-am dat seama, am văzut că ceea ce fac ei este bine, am văzut modul în care fac cu pasiune, cu suflet, cu dăruire și mi-am dat seama că doar așa pot să ajung să am succes dacă devin instruibil, dacă îmi golesc ceașca și învăț să fac ceea ce fac și ei. So one thing this couple shared on the stage that they've been with doTERRA, I don't know, 5, 6, 7 years, and what they've realized that those groups, those lines where they can reach people with their education about natural solutions and essential oils, their volume are more stable, their retention is high, and their growth is unmatched. That's what they said. Și unul dintre lucrurile pe care acest cuplu l-a menționat atunci pe scenă a fost faptul că acele grupuri, comunități pe care ei, către care ei pot să meargă cu educație, cu parte de soluții naturale, să le ofere acele informații, acolo există stabilitate. So I decided right then, because you always have to make a decision. Remember, you need to answer to your own question, and the question is being asked, and you need to have a solution answer. So right there, I said, I need to have a platform that I educate all of my people. And that's what I set up my own education platform. Și atunci, pe loc, am decis că, pentru că așa se petrece ei decizia, îți răspund la întrebare și trebuie să vii cu o soluție. Și atunci am decis că trebuie să găsesc o modalitate, să creez o platformă prin care să pot să-mi educ oamenii din echipă. See, since that I have 30,000 people that came into my online platform, and it's not only, and I have obviously have my offline, and I continuously educate people about natural solutions and life and essential oils. Și avem acest grup pe care l-am creat atunci, în care sunt peste 33.000 de oameni de atunci și în care continuăm să facem educație continuă, zi de zi. You can see that, for example, tomorrow night, 8 o'clock, okay, I have about 30 Hungarian people right now in Bulgaria. They went to see doTERRA and they are coming back and I'm going to interview them. So that's tomorrow night, the big doTERRA talk. See, I need to educate people. I'm sure they have a story to tell to my people here who speak Hungarian. I'm sure that's an awesome story, right? I got to share. Și mâine, de exemplu, o să avem un Zoom despre vizita la distileria din Bulgaria. Am 30 de oameni în echipă care au fost acolo și mâine vor veni în acest Zoom și voi intervieva. I had on June 23, as you see, lymphatics, the limbic system. Look at the lymphatics are where our daily biological battles are won or lost. I said, I got to have a talk about it. So I invited Tomáš, you know, I usually have these talks with 4 or 5 different experts, and I've done with Tomáš, and we had a 2-hour conversation about limbic system right here. Very important. Dr. Tomáš Adaștiani, care este un invitat de seamă și recurent în grupul nostru, pentru că am 4-5 astfel de oameni de știință cu care colaborez, și care în data de 24 iunie a ținut un webinar despre sistemul limfatic fiind locul unde toate bătăliile noastre se pierd sau se câștigă. How important this is, because this is passion. This is where, with passion, I teach people about natural solutions. It's not about bringing oils or lavender to their home. That's only part of the story. Although I do that well, but that's not the story. The story is that with passion, what I do, I can change the world. Și încă o dată, ceea ce vedeți aici este exact acea pasiune despre care vorbeam. Nu este despre a aduce lavanda în casa unui om, ci despre a ajuta, te implica cu pasiune în a schimba lumea
picătură cu picătură, om cu om. Okay, I could look at this. I could go on here back 4 or 5 years, hundreds of incredible subjects that I covered, because I do believe that people with passion can change the world, and my passion is all the solutions that the Mother Earth can bring to people, and they will change their own lives. That's my passion. I believe in that. Look at that. It's success happening all around. Sunt sute de astfel de prezentări cu informații foarte interesante, foarte utile, pe care le-am oferit de-a lungul anilor și am invitat oameni de știință pentru a ne oferi aceste informații, pentru că consider, pasiunea mea asta este și tot ceea ce fac cu pasiune, consider că putem cu adevărat să schimbăm viețile oamenilor cu aceste soluții. By the way, just a good surprise to you and also a little break away from my teaching. Okay, I think we'll have Tomas as a guest here today for about half an hour. Okay, a little message for you. I asked him, you know, yesterday if he's free to come in, and he's going to come in about 15-20 minutes. So I need a translator who can translate from Hungarian to Romanian, because he'll speak to you a little bit about education. I don't know what his story is. Și ca o mică surpriză pentru voi acum pe loc, este faptul că l-am invitat pe Dr. Tamás Beșteni, pe care mulți îl știm și știm ce somitate este în domeniul științific. L-am invitat să ni se alăture în 15-20 de minute pentru o jumătate de oră să ne vorbească astăzi. Așa că am nevoie de un traducător din limba maghiară. Ronela? Ok, so... Ok, Cory. Here I am. We are so happy that Tamás is here with us. We have Cilla. Cilla, can you hear me, Cilla? Okay. Ronela, să faci co-host. Yeah, I'm on mute. Her, She's already co-host, but where is Tamás? Let me see. Is Tamás already in? I don't know. Let me check. Yeah. He might not in. Hold on. I think he's going to message me when he comes in, and I hope everything will work, because I think I have talked to Adrian, and I have sent to him the Zoom link, so it's okay. Okay. But so around in 15 minutes, I think he will be here. Yeah, no problem. Okay, no problem. Mikor bejössz. Okay, so I just messaged him. All right. So let me just come back until, because, you know, until Tamás comes back, I want to finish that the other principle here that you've learned is that nobody is going to do anything for you in this life. And that is okay. We are here that we need to take responsibility and we need to get things done. Și ca să ne întoarcem la prezentarea mea, un alt principiu pe care vreau să rețineți este faptul și să-l înțelegeți, să-l aprofundați. Este faptul că nimeni o să facă lucrurile în locul tău în viața ta. N-ai cum, ai venit în această viață pentru a crește, pentru a te dezvolta, pentru a învăța ceva și nimeni nu poate să o facă în locul tău. Asumă-ți asta. See, this is like heavy water here, but you need to understand that leadership and success is always there, or is always at present, where you are taking your own steps, and then you are doing your own problem solving and taking opportunity. That's where money, see, most people try to avoid that, but they still want to make money. But money lies in this, when you are solving your own problems, when you're doing things on your own. That's where the money is. Și un alt aspect corelat pe care vreau să-l înțelegeți este faptul că leadership-ul și succesul apar, se petrec atunci când îți asumi ceea ce faci, ajungi să-ți rezolvi propriile probleme, faci pașii, faci munca, pui un pas în fața celuilalt, înveți, mai dai cu capul, dar înveți din ceea ce ai greșit și mergi mai departe și îți asumi tot ceea ce faci. Acolo lucrurile se petrec și acolo. And again, it's a very thin line. Please understand that all correct principles, okay, hold both polarities within, meaning that, yes, we need to help people, but still, when you're helping people, you are taking away the ability for doing for themselves. It's a very thin line. Salt is very healthy, but if you have too much salt, okay, you die. It's a very thin line. You need to understand that.
Trebuie să înțelegeți linia aceasta foarte fină de demarcație. În clipa în care vrei să ajuți pe cineva, dacă îl ajuți și faci tu toată munca în locul lui, el nu o să mai poată să se ajute singur. La fel cum sarea este foarte bună și sănătoasă, dar dacă depășește anumite limite, devine nesănătoasă. So somebody tells me, hey, Caro, I need this, or I need to have a present. Why don't I have this or that or whatever? And I tell them, well, I can do this for you. I can create this channel, but guess what? I'm going to grow myself, not you. I'm going to be making money, not you. Așadar, atunci când cineva vine către mine și îmi zice, Cori, uite, am nevoie, vreau să țin prezentarea asta, dar uite, n-am asta și n-am Zoom și n-am așa, atunci Cori îi spune, ok, pot să creez eu lucrurile astea pentru tine, pot să-ți ofer eu lucrurile astea, dar atunci eu voi crește, nu tu. Adică atâta vreme cât nu-i lăsăm pe oameni să treacă prin încercările lor ca să învețe, ei n-o să crească. See, I told you before that things are around you. If you look around, if you see your where you live, if you see your check, if you see your my office, it's all a reflection of your thinking. That's what you don't understand. If once in your life can accept the fact that everything reflects your thinking, that's when you're going to become free. Tot ceea ce vezi în jurul tău, dacă te uiți în birou virtual, dacă te uiți la cecurile pe care le primești, dacă accepti odată pentru totdeauna în viața ta că ceea ce ți se petrece în viața ta este ceea ce tu gândești, lucrurile în care tu crezi, atunci, într-adevăr, vei ști ce să faci. See, when I started with Doterra because of my circumstances, you know, my sponsors were in America, okay, I could hardly reach them and nobody ever told me or showed me how to do a class. So guess what? I didn't even have the faintest idea that somebody needs to teach me. I had to come up with a class that I designed. Okay, and I use because I'm a leader, so I will create my class that works. Atunci când am început Eudodera, pentru că sponsorii mei erau în Statele Unite și n-avea cine să vină aici să mă ajute și să-mi țin prezentări ca să învăț, nici măcar nu mi-a trecut prin minte că ar trebui să se petreacă asta. Pur și simplu am zis, eu vreau să fac lucrul acesta și am creat eu o prezentare, așa cum am considerat eu că trebuie să fie, astfel încât să dau mai departe să pot împărtăși. See, if I had approached my sponsors and telling them, hey, how do you do, or what do you do, or can I have this, can I have that, which is fine, by the way, but it would have taken away my own attitude and my own understanding that is making the money right now, because I get doTERRA an amount which reflects what a leader I am, that I can do this myself. I don't need anyone else. I'm going to create this. That creating process is where you're going to make your money. Most people try to dodge that, unfortunately. Dacă eu atunci mi-aș fi sunat sponsorul și aș fi cerut ajutorul și i-aș fi rugat să țină ei prezentările pentru mine, ceea ce e în regulă dacă stai să te gândești, mai ales la început, atunci mie aia mi-ar fi știrbit din atitudinea aceasta de lider pe care o am și care m-a adus aici și m-a adus la stilul de viață și la nivelul de venituri pe care le am, pentru că acela este procesul de creație, încă o dată. Pace, muncă, pas cu pas. Remember, I told you it's a thin line because yes, you need help. I think the good example is when you see your own children. If you keep providing help to your children, guess what? You are raising turkeys, not eagles. Și cred că cel mai bun exemplu ca să înțelegeți încă o dată cât de importantă este această linie foarte fină de demarcație și faptul că există, trăim într-o lume a polarităților plus minus și întotdeauna trebuie să găsim calea de mijloc. Cel mai bun exemplu este când îți ajuți copiii, pentru că tu vrei ca ai tăi copii să reușească cu siguranță și dacă tu îi ajuți mereu și faci mereu totul în locul lor pentru că vrei să-i ajuți, practic ceea ce faci este să crești curci, nu vulturi. See, if your child leaves his or her sandwich on the table when going to school, you have two options. You will go get into your car and take the sandwich and deliver it to him, or the other choice is, oh, I'm not going to do that. Let him or her suffer. Let him go through the begging. Let him go through the understanding. That's going to make him strong. That's where you're raising egos. The other one, you're raising turkeys. Oh, yeah, you left it here. Here, you don't need to, you know, take responsibility. You don't need, you know, that's turkey raising.
Continuăm exemplul, dacă copilul tău își uită sandwich-ul acasă pe masă, tu ai două opțiuni. Ori să te urci repede în mașină și să curgi repede să-i duci sandwich-ul, nu cumva ca al tău copil să rămână nemâncat în ziua respectivă, sau să te gândești, ok, asta este, dacă l-a uitat, nu și-a asumat responsabilitatea, lasă să sufere o zi, că nu o să moară din asta, dar o să învețe și data viitoare o să știe mai bine. Dacă nu faci la modul acesta, practic, dacă tu fugi repede să-i duci sandwich-ul, o să-ți crești curcani în loc de vulturi. Da? So I think the good question that I myself and you need to ask is that am I taking steps? Am I taking, making a noise, you could say? Am I making things to happen around me where the leadership money and the good bonuses are, or somebody is doing it for me because then the money goes to that person, not to me? Și cred că întrebarea la care eu și voi ar trebui să vă răspundeți este aceea, fac eu lucrurile pe care trebuie să le fac în direcția în care vreau să ajung, acolo unde este leadership-ul și unde sunt banii, sau îi las pe cei din upline să facă asta și de fapt acolo se vor duce banii? In any given market, any given area of business, money is always paid out where problems are solved and opportunities and difficulties are overcome. That's where money is. So don't be surprised if people are trying to dodge that or avoid that. Always remember, money is paid where problems are solved and opportunity is taken and risk is taken. That's where the money is. And are you doing that? Să țineți minte că în orice domeniu banii merg, sunt plătiți acolo unde problemele sunt rezolvate, unde se iau riscuri, unde oportunitățile sunt îmbrățișate, acolo unde oamenii își asumă. Very good question. Este o întrebare foarte bună aceasta la care să vă gândiți și să vă răspundeți. All right. See how I told you that a good training or a good discussion always raises questions? Oh, let me give you an example. V-am spus că un training bun sau o discuție bună întotdeauna trezește întrebări. Haideți să vă dau un exemplu. Obviously, I have this with you. You know, I've kind of trained and worked with. My wife has signed out. No, she hasn't. With Ronello and Claudia and some of you, I know even you, Simon, I know you in person, and we talked, you know, and then we solved problems together. Știți că am lucrat îndeaproape cu mulți dintre cei de aici, cu Claudia, cu Ronella, cu Simona, și am lucrat împreună și am rezolvat probleme împreună. So this I have obviously, you know, I came from I was with another company for 14 years and I've had incredible relationship. I still have good relationship with people. Some of them, obviously, I'm touched daily. And one of the couples that are really good friends and that I saw how they grew from nowhere to the top level. Okay, that's incredible. And I'm going to invite them one day to share some of the leadership principles. Și știți că am fost cu altă companie timp de 14 ani și am păstrat legături și relații absolut extraordinare cu toți oamenii. Simplu fapt, fac eu aici o paranteză, că Ronella, Claudia, eu sunt aici, este un exemplu al unor astfel de relații pe care Cori le construiește și păstrează. Și am unul dintre cuplurile din acel business cu care am păstrat o legătură foarte frumoasă și care au ajuns de la nimic în top. Chiar vreau să-i invit aici într-o întâlnire cu voi. Este cel din imagine, este vorba de Dorotea și Gergei Vas. Yes, and so I've you know, after years, after, because of difficult circumstances, okay, they actually reached me as a upline, and then they had their first consultation and their meeting with me, okay, and in fact I had one when we were recruiting them, I was invited, but years after they came to me for a consultation, and that was a good experience for them and also for me. Și ani de zile de la înscrierea lor, practic eu am participat la înrolarea lor în acea oportunitate, dar după aceea ei s-au descurcat și au venit după vreo câțiva ani să-mi ceară sfatul ca upline, ca lider.
And then one thing that they told me, okay, one thing that they told me was that they were surprised that I've been sending messages to not Tomás, but to some other. Okay. They were surprised, okay, when they had their consultation that I didn't give them any answers. I didn't give them any tasks. They were surprised. I just, you know, they came prepared, okay, with their, you know, with their notes, and they were surprised because I didn't give them any instructions. I didn't give them any answers. Și un lucru pe care mi l-au spus despre acea întâlnire de consultație pe care am avut-o este faptul că au fost foarte surprinși că ei au venit cu întrebări și eu nu le-am oferit niciun fel de răspuns, nu le-am dat nicio temă de făcut, nicio notiță, nicio... They were used to having consultations when all the answers are met and their upline will give them what to do, whatever. That's what... And they had a discussion with me. I didn't realize that that's what I was doing, but obviously that's what I had been doing, where we talked principles, we talked ideas, and then they said, oh, we have so many questions. And I said, if you can answer that, that is where you are going to make your life and your money. And guess what? That's what happened. Now look at how they live and what kind of life they have. They have a huge home in Spain, beautiful life, okay, and then obviously very grateful to each other. But that's what I mean by growing and finding your own answers. Și ei mi-au zis că ei erau obișnuiți cu genul de consultații unde mergeau și puneau întrebări și primeau răspunsuri sau teme pentru acasă sau idei cu ce să facă în continuare. Însă atunci, în acea consultație cu mine, au venit și practic n-au primit niciun răspuns. Dimpotrivă, li s-au născut o grămadă de întrebări. Și eu practic, eu Cori, da, nici nu imaginam atunci că asta este ceea ce făceam eu în consultațiile mele, dar de fapt le-am și zis atunci, perfect, dacă reușiți să vă răspundeți la aceste întrebări, atunci veți ajunge acolo unde vă doriți. Și este evident că au reușit să facă asta pentru că uitați-vă la ce stil de viață au, o casă minunată, imensă în Spania, au un stil de viață minunat, impactează foarte mulți oameni, au crescut foarte mult pentru că ceea ce eu ofer în consultații este sunt principii. Principii de viață, principii de muncă. Because, and that's what I like, the essential principles and principles that it is that you need to understand the principles and then you will make the best decisions. You cannot make bad decisions, especially long term, if you follow principles. And that's why I believe in teaching people the right and the correct principles and they will govern themselves. Pentru că eu cred în faptul că dacă înveți, cunoști și asimilezi principiile corecte, atunci vei lua deciziile corecte, deciziile bune, cele câștigătoare. Nu poți să iei o decizie greșită atunci când lucrezi cu principii corecte. Și asta este ceea ce eu urmăresc să fac, să ofer aceste principii. You are either principle driven. That's why you need to understand correct principles. I'll give you as an example soon. A correct principle I will give you, or the correct. Either you are led by correct principles, and then you will govern yourself, meaning that you will make only the good decisions and everything long term because it's based on a principle, or you are led by rules and derivatives. And things that others tell you and you don't understand why. That's blind obedience. That's not going to lead you anywhere. Practic, ori ești, alegi să-ți conduci viața după principii sănătoase și corecte și atunci întotdeauna vei lua decizii bune și pe termen scurt și pe termen lung, ori alegi să-ți conduci viața după reguli oferite de societate sau de alții, care nu sunt menite neapărat pentru tine, nu sunt pentru binele tău, nu sunt principii universale și atunci, practic, vei ajunge să ai viața pe care o are toată lumea. I heard this speech, let me see if Tomas is coming in. I heard one speech, I'll find it for you soon.
that has really affected my life, like it was 30 plus years ago. Am auzit acum mai bine de 30 de ani o prezentare care mi-a afectat în mod pozitiv viața. M-a impresionat. Make an award to the individual in the school who studied law with a young man in George Washington University. To get to his own office in the school, he had to go to him because of the effort. Swift or the battle of the strong, but to him, in the Edgewater Beach. Right here, yeah, the Edgewater Beach Hotel in Chicago in 1923. So in 1923, there was a very important meeting held in this one particular hotel. În 1923 a avut loc o întâlnire foarte importantă într-un hotel în Chicago, dacă am înțeles bine. Yes. I'm going to read it to you on this occasion. Very important meeting was held at the Edgewater Beach Hotel in Chicago in 1923. Attending the... So in 1923, very important meeting was held in Edgewater Hotel. Deci întâlnirea respectivă a avut loc în hotelul Edgewater în Chicago în 1923. Of the world's most successful businessmen and financiers. Did you hear that? Okay. Între cei mai de succes și importanți oameni din domeniul din lume în domeniul financiar. I can hear myself. Yeah, I'm not doing that. I have no idea. Okay, so the meeting was between the most successful financial people in the world. Did I get that right? Exactly. Yes, okay. Exactly. No, you're right. Yeah, okay. Exactly. Okay. Thank you. Deci, ce-am tradus mai înainte. Okay. Okay. Next. Okay. Yes. So right here. Hold on. I'm just trying to look at the list right here. Okay. So. At present was the president of the largest utility company, Samuel Insull. So I just want to show you then what happened to them before you look at the place. So in that very important meeting, the most successful and most important people, okay, gathered together who were all about money. Deci la această întâlnire au participat cei mai de succes și importanți oameni din lume în domeniul financiar. So at present, there was a largest president of the largest utility company. Era prezent președintele celei mai mari companii de utilități din lume. President of the largest gas company. A celei mai mari companii de gaz din lume. Okay. Președintele. The greatest, the biggest wheat speculator. That's the biggest person who trades grain and wheat. Cel mai important om, persoana cea mai din top în domeniul grânelor, a negocierii grânelor pe plan global. The president of the New York Stock Exchange. Președintele New York Stock Exchange, a bursei din New York. Okay, the president of the, or the greatest bear, meaning that one of the most important person on Wall Street. Președintele, practic una dintre cele mai importante persoane de pe Wall Street. The president's, the member of the president's cabinet, meaning that this is somebody who belongs to the president of the United States cabinet. He was also at present, a member of the president. Membrii ai cabinetului prezidențial ai Statelor Unite. Head of the greatest monopoly. Șeful celor mai mari monopoluri. President of the Bank of International Settlements. Președintele băncii, nu știu ce, internaționale. Settlement, I don't know how to translate that, sorry. Oh, yeah, that's a settlement, meaning that's the, it's like an IMF kind of deal. Doesn't matter, it's like an international banking. It's something in banking, right? Yes, este ceva președinte bancar foarte mare, internațional. Depozite bancare, mulțumesc. It's very important because I was very young when I listened to this first time. You could hear the speaker itself. You can
You can hear the speaker itself here. Okay, he's a very, very, it was recorded back in 1950s. I love the sound of the speaker. Those present were the president of the largest independent steel company. So it's very, I heard it long time ago. Este un discurs foarte vechi, de prin, înregistrat prin anii 1950, puteți auzi și după stilul de înregistrare și îmi place foarte mult și eram foarte tânăr când l-am ascultat. Now, again, what I'm trying to tell you is that if you learn the correct principle and then you learn it for life, you can never go astray because you will make decisions and do all the activities according to that base principle. Ceea ce vreau să spun este că dacă înveți principiile de bază corecte de la început și acționezi după ele, niciodată nu vei greși, pentru că orice apare în calea ta, vei urmări să ajustezi conform acelor principii pe care le-ai asimilat în ființa ta. Now, obviously, it's very exciting to me. I want to learn from people like that, that, you know, they are all successful, all the money, but what I learned from this speech and from the facts, it's affected my whole life. Now look at where these people ended up, the list of the attendees in 25 years. Evident că am fost foarte entuziasmat când am ascultat acest speech, pentru că era vorba despre toți acești oameni foarte importanți pe plan global și voiam să învăț de la ei și hai să vedem unde au ajuns acești oameni după 25 de ani. Now you can see, president of the largest independent steel company, Charles Schwab, died bankrupt and lived on borrowed money for 5 years before his death. That's where he ended up in 25 years. Da, după 25 de ani, oameni de la care eu atunci în acest speech urmăream să învăț, unul dintre ei, al cele mai mari companii independente de oțel, Charles Schwab, a murit falit. Și a trăit din împrumuturi financiare pentru timp de 5 ani înainte de a muri. All right, let's speed this up. The president of the largest utility company, Samuel Insull, died in fugitive from justice and penniless in foreign land. Look at that! Altul a murit ca fugar din fața justiției și fără niciun ban într-o țară străină. President Altul a nebunit. Howard Thompson went insane. Cel al companiei de gaze a nebunit. Cel care negocia grâne. Cotton died insolvent, meaning that he died alone, like nobody. Da, a murit, era în insolvență, practic nu mai avea nimic. Okay, look at that. The president of New York Stock Exchange, Richard Whitney, spent time in a famous Sing Sing NHRA. It's like a place for idiots. Președintele bursei din New York a petrecut timp într-o închisoare faimoasă din Sing Sing. Look at Albert Fall, okay, from the president's cabinet, was pardoned from prison so he could die at home. Albert Fall de la cabinetul prezidențial a fost iertat de închisoare astfel încât el să poată să moară acasă. Look at this guy, the greatest bear on Wall Street, Jesse Livermore, died suicide. Cel mai faimos om de pe Wall Street a murit prin sinucidere. Also, this guy died of suicide. Și acesta la fel. Cory, I think we got the point. Right. All of them died. It's so important. So it affected my mind. Look at the Bank of International Settlements. Levenfield died of suicide. Look at that. Inclusiv președintele Băncii Internaționale a Depozitelor a murit prin sinucidere. Now, what affected my young mind forever as a true principle, remember I talked about that today, that people in many cases learn the art of making money, but they have no clue how to live successfully with good relationship, with friends, with family, with health. See? That's a principle. Așadar, ceea ce m-a impactat pe mine atunci ca tânăr și mă impactează și a creat în mine, a vibrat puternic în mine și o face în continuare, este că toți acești oameni, exemplul pe care vi l-am dat, au învățat să... Am învățat arta facerii banilor, da, pentru a deveni bogați, însă nu am învățat cum să trăiască. So this is why I mean today, when you learn correct principles, that sinks into your heart and in your mind and your heart, you can never make bad decisions and never have the bad action because the principle is correct. The question is, do you know and
have you acquired correct principles that you will stick onto? So I don't need to be taught about live like this or that because I have the principle correct. Ceea ce vreau să spun este că atunci când ai învățat principiile corecte de viață și le-ai asimilat în ființa ta, în mintea și în sufletul tău, niciodată nu vei putea să iei decizii greșite în viața ta care să ducă cursul vieții tale într-o direcție greșită. Atunci când principiul este corect, atunci lucrurile întotdeauna se vor petrece spre binele tău. Întrebarea este cum înveți acele principii corecte. And this is why it is extremely important, okay, that all of us learn true principles, and we can talk about that, you know, after Tomáš and the break, that how to recognize the true principle. I'm sure you know that, or sure you have some answers. Maybe we could do like a chat poll here, that what is a correct principle? Because once you acquire correct principles, okay, you'll have the best life. Practic, ceea ce noi trebuie să ne asigurăm, pe ce trebuie să ne focalizăm, este să dobândim principii corecte de viață și odată ce le-am dobândit, le-am asimilat în ființa noastră, atunci cu siguranță vom avea o viață cum ne-o dorim. Și despre asta vom vorbi după întâlnirea cu Tomáš a Beștenin. It's taught promoting and I hope you appreciate that it's not really taught in schools. Schools, in most cases, do not focus on principles, okay? They focus on facts and rules and regulations. So I hope you appreciate if you start learning principles, the correct principles, your life will turn around without any effort almost. Și din păcate nu este ceva ce se învață în școli, aceste principii fundamentale de viață. În școli se învață despre reguli, cum să te supui regulilor, în niciun caz nu ești învățat principii fundamentale de viață și atunci când tu ajungi la acestea și le asimilezi, atunci viața ta se schimbă cu totul. All right, thank you for the transition now and I'll come back after Tomáš. Okay, so I'll turn it to you, the organizers. I think Tomáš is already here. Okay, and I'll come back when he's finished. I'll be here listening to him. Thank you so much. Thank you. Trecem acum la întâlnirea cu Tomáš a Beștenin, pentru care avem Ronela, pe cine avem traducător, și apoi revine Cori pentru partea a doua. Okay, so thank you, Chilo. And again, as you know, myself, you know, when I do any kind of training, I always include essential oils and knowledge about the oils. Obviously, that's so important. Who's my translator? I'm here. Okay, good. After a little rest, so Simona was able to rest a little bit. So let's continue. Da, am apucat să mă odihnesc puțin, zice Cori, și am și mâncat, zic eu, și am ascultat tot ce s-a prezentat și mulțumim încă o dată lui Cilo pentru traducere, pentru că nu e ușor să traduci termeni medicali. So, as you see, I do believe that we need to learn about the depth of the oils, because not too many people have any clue about what we are dealing with. So we need proper training with proper professionals. That's how our certainty level will grow. După cum vedeți, eu consider și cred cu toată ființa că trebuie să învățăm și să acumulăm cunoștințe despre complexitatea uleiurilor ca să înțelegem ce avem în mână și să ne crească nivelul de siguranță și încredere în această companie, în soluțiile pe care ni le oferă, în soluțiile pe care noi le oferim mai departe și modalitatea în care le putem schimba oamenilor viețile. Again, my story when I had that couple fly to Hungary that my sponsor sent, I made that decision right there that I need to teach people about the depth of the oils, educate them about their, you know, what they can do and look at what happens. So we have a very powerful education. So I, all of you, inspire all of you to find the right people and train them. Reîntorcându-ne la povestea mea, atunci când sponsorii mei au trimis acel cuplu de Diamonds să ne vorbească în 2017, atunci am luat decizia că e important să creăm acest mediu în care să le oferim oamenilor informații profunde despre complexitatea uleiurilor, pentru ca ei să înțeleagă cu adevărat ce au în mână. Și vedeți încă o dată pasiunea, intervin eu aici să spun în ceea ce facem și că e foarte important să găsim oamenii potriviți care să ne învețe în asemenea profunzime științifică despre ulei. So in the first section that we have, first session, I hope
a little bit of train of thought started, you know, circling in mind. You know, maybe some of the things you could write in a chat box, okay, what realized, or because again, this training, what I do with people when I'm the keynote speaker, or not keynotes, when I lead the discussions, I always have an interaction with people. So maybe some of the things that you learned or realized in the first session, you can write down, and I have a few feedback, because the more realization you have, and the more things, the more it will turn your life around. Și sper să înțelegeți și să conștientizați acest tren al ideilor pe care l-am pornit în prima parte a întâlnirii noastre de azi. Chiar să vă notați ideile pentru a vă ajuta să conștientizați și mai mult și să înțelegeți de fapt ce facem aici. So one thing as a summary, please remember this, I love James Salam. He's an incredible man, and obviously, you know, he wrote one book, As a Man Thinketh. This is from the Old Testament. As a man thinketh, so is he. That's what it says in the Old Testament. How you think and where your mind is, so that's what you're going to become. I love that. That's the basis of life. Ca rezumat, James Allen este o persoană pe care eu o iubesc. Una din cărțile pe care el a scris, As a Man Thinketh, Așa cum gândește un om, implicit așa și devine, e o carte extraordinară. So again, you can look around and see what you have with doTERRA, okay? What you have at home, how you look, what is around you. It's all a result of your mind, because your mind is like a garden. Așa că, uită-te în jurul tău. Ce este în jurul tău? Oamenii care sunt în jurul tău, pe care ai atras în viața ta. Cum arăți tu lucrurile pe care le ai și dă-ți seama că totul este un rezultat a ceea ce tu ai în mintea și inima ta, ceea ce tu cultivi, practic, în mintea ta, pentru că ea este ca o grădină. Ok? A garden, your mind, which may be intellectually cultivated or allowed to run wild. Continuăm, mintea ta este ca o grădină care poate fi cultivată în mod inteligent sau poate fi lăsată să se dezvolte în voie sălbatic. But whether cultivated or neglected, it must, very important, or will bring forth, okay, fruit. Dar că o cultivi, alegi tu să ce să cultivi acolo sau o neglijezi total, trebuie și ea sigur va produce ceva roade. Că sunt roade, că sunt buruieni, ceva va produce. Yes. If it is cultivated, it will bring forth fruit. If it is neglected, like most people do, obviously, and if we see that what happens to you if you don't have control over that, it will bring forth weed. Exact ce am zis, da, dacă o cultivăm și urmărim să cultivăm și să creștem ceea ce noi ne dorim în viața noastră, vom avea parte de fructe, dacă este neglijată, vom avea parte de buruieni. Right here. If no useful seeds are put in, then an abundance of useless weed seeds will fall therein. And it's dacă nu sunt beautiful. Dacă nu sunt semănate semințe de care avem nevoie, atunci va apărea o abundență de buruieni inutile care vor crește și vor continua să producă același lucru. So now if you jump here, and remember again, the passion will give you the essence of life, but again, where your mind is, okay, now we just learned, okay, as a man, what a man thinketh, so is he. Now, how we look at doTERRA's career plan, you know, what it can offer. It's extremely important where your mind is. Și să ne întoarcem la doTERRA și continuând în citatul ceea ce omul gândește, aceea va deveni, haide să vedem unde suntem noi. Ce putem noi deveni? Because, you know, it doesn't matter what you wish, okay? You will always gain where your mind is. It's very important, because many, many people have dame dreams that, it would be so nice to make this kind of money monthly, whatever, but their mind is not focusing on that, you know, daily. Very important. Yeah, this is what's happened. So, you know, if you are not at any level, now you understand that that's there because your mind is not there. So you are what you think.
Și încă o dată, foarte mulți oameni își doresc tot felul de lucruri. Tot omul își dorește o viață mai bună, mai frumoasă, mai așa. Însă nu toți sunt și dispuși să facă, să se focalizeze și să își orienteze acolo toată energia și focalizarea astfel încât să obțină acele rezultate, adică mintea lor să fie acolo. Așadar, dacă nu ești acolo unde îți dorești, uită-te unde e mintea ta, vezi ce e mintea ta și vezi de ce n-ai ajuns acolo. So, a man is, as a man thinketh, so is he. So, as a platinum thinketh, so is he. As a diamond thinketh, so is he. So, you know exactly if you are not one of them, you know exactly that you are not thinking like one of them. That's the whole key. Așadar, un om este ceea ce gândește și ceea ce simte și crede cu adevărat, da? Așadar, dacă cineva gândește, simte ca un platinum sau ca un diamond, acolo va fi. Dacă nu ești acolo și îți dorești să fii acolo, uită-te cum poți să faci să ajungi să gândești și să acționezi ca un diamond sau un platinum. It's very easy, right? And again, if you add all these things of what I talked about, and then you see the results around you, that's when you're going to realize that it speaks back to you like a mirror. And that's where you will have the power to change. Și dacă la ceea ce am spus acum adaug tot ce am prezentat în prima parte și urmăresc să asimilez toate aceste lucruri, vei avea practic în față o oglindă în care se va oglindi întreaga ta viață și o să-ți dai seama unde sunt părțile pe care ai de lucrat ca să poți să schimbi cu adevărat viața. Now I know what's next, because remember, all of us are not used to this kind of thinking. So if you don't look at the things around you as a reflection of your thought, you start blaming others or coming up with excuses. And I know the list of excuses why, because of him or her, because of the government, because of the prices, because of the Roman lei, because of whatever, it always happens that we start blame everything else but our own thoughts. Și știu că oamenii nu sunt obișnuiți să gândească la modul acesta și să-și asume cu adevărat propria viață, propriul destin, și că cei mai mulți sunt obișnuiți, și asta este ceea ce fac, să dea vina întotdeauna, să găsească țapii spășitori. Da, mi se petrece asta și sunt nefericit și viața mea arată așa pentru că guvernul, pentru că vecina, pentru că șeful, pentru că jobul meu, pentru că inflația și așa mai departe, criza. Însă nu recunosc că, de fapt, viața lor arată așa pentru că ei așa gândesc în termenii ăștia. See, I know it's a hard, and but you can break away, remember? The reason why you blame things, people and facts, because that's what everybody's doing in the elevator. That's why, see? It's you need to go back to the elevator, because that's why you're blaming, because that's what people are doing. So you will blame everything else, but that's what everybody's doing around you. Și din nou ne întoarcem la prima parte a întâlnirii noastre de azi și tu practic faci și găsești mereu scuze și ți-e ușor să găsești scuze pentru că toți ceilalți fac același lucru, da? Oamenii din lift făceau toți același lucru, deci te aliniezi și tu lor. Exact asta se petrece și în societatea actuală. Now, let's see those three areas, okay, that we can deepen our understanding and certainty, so to speak, in order to raise our success really fast with doTERRA. Haideți să vedem care sunt acele trei domenii, trei areale pe care putem să aprofundăm înțelegerea și încrederea noastră pentru a avea succes în doTERRA. There is one saying that is true. The more certainty level you have about something, the more you can influence people about that. Este o vorbă care este adevărată și care spune că cu cât nivelul tău de încredere în ceva este mai mare, cu atât poți să influențezi oamenii în acel domeniu. Again, the more you are certain about something, the more you know in depth, the more you can influence by your whole being, your body language, your certainty. That's why we don't have shallow knowledge about oils and things, because then you can't influence people. You can't, like, people can read your mind and your body language and they don't believe you. Deci, încă o dată, rectificare. Cu cât știi mai multe, ești mai sigur pe ceea ce știi prin învățare teoretică și practică despre ceva, cu atât poți să transmiți și să influențezi mai mult.
pe cei din jur. So yes, again, the question you can raise, how can I influence more and more people? It's a very good question. What do I need to do in influence more and more people around me and as a leader in my group? Așadar, o întrebare foarte bună care poate să apară acum este cum pot eu să influențez din ce în ce mai mulți oameni, cum pot să devin liderul care să-și influențeze grupul din ce în ce mai mare? Do I know the compensation plan, the principles behind the compensation plan? Do I know the companies, everything about a company, or is my knowledge shallow? Because then my influencing power will be shallow. Să-mi pun întrebarea, cunosc eu în profunzime și înțeleg planul de compensare a acestei companii? Cunosc care sunt principiile fundamentale ale acestei companii, pentru că asta va influența nivelul meu de credere și modul în care voi putea să dau mai departe și să influențez pe cei din jur. Do I understand really every single part of the compensation plan and a bonus what I can earn and what they represent, or kind of like have a shallow knowledge? Because that's how you will influence people. So you can read your results will tell you your certainty level. Înțeleg eu cu adevărat și în profunzime tot ceea ce mi oferă doTERRA prin planul de compensare, fiecare nivel de bonusare, fiecare lucru la care am acces, astfel încât nivelul meu de încredere în acest proiect, în această oportunitate să fie acela prin care pot să influențez cu adevărat foarte mulți oameni. Okay. See, how do you see the leadership bonus? What is that? Do you understand that you work locally, but you get paid globally? Ce reprezintă bonusul de leadership? Înțelegi tu cu adevărat că tu de fapt lucrezi la nivel local, dar ești plătit global, de pe OV-ul global? So try to find somebody in your area. Could it be Timișoara or any other city, Bucharest, wherever you are, who are doing their activities locally, but they are getting paid globally? Try to find somebody besides you. Încearcă să găsești pe cineva în zona în care ești tu, da, din alt domeniu, care să lucreze, fie că e în Timișoara, în Galați, în București, nu contează, și întreabă-l dacă ei lucrând local sunt plătiți la nivel global. You know how awesome that is for some time as you are advancing, the leadership bonus, which is a global sharing, can be as big as or bigger than your actual marketing and sales performance from your own downline. Try to find somebody who is in marketing and sales who can say that and do that. Realizați cât de extraordinar este să ai acces la acest bonus de leadership care în timp poate să ajungă, chiar dacă reprezintă în acele procentaje, dar fiind plătit la nivel global, să ajungă să fie mai mare decât bonusul pe care sau bonusurile pe care tu le câștigi din organizația ta la nivel local. Gândiți-vă la acest aspect și ce oportunitate uriașă avem în mână și întrebați în jurul vostru dacă mai sunt persoane neimplicate în dotarea, evident, care au acces la astfel de oportunitate. See, do you understand the principle behind the power of three and what it means? Or kind of like you just copy this really fast and try to tell people there is no influencing power there. You need to understand the principle behind that. Trebuie să vă asigurați că înțelegeți principiul din spatele bonusului de power of three, astfel încât să puteți să transmiteți mai departe asta. See, $1,500 in net profit. Do you know what it represents in the traditional business world, in numbers, in investment and in time? Because if you don't, then you will not be excited about this. Well, I can tell you, but can you tell? What's your knowledge, shallow or deep? Încă o dată ne uităm care este nivelul de profunzime al cunoștințelor tale în acest domeniu despre care vorbim. Într-adevăr, cunoști multe lucruri în profunzime și le înțelegi sau cunoștința este superficială? Înțelegi ce presupune un bonus de $1,500 net, cum ar fi cel la Power of 3 pe 3 adâncimi, pe care să-l primești în mână
din ce poate fi obținut în domeniul afacerilor clasice. Ce investiții ai nevoie, ce muncă, ce energie depusă pentru a ajunge la acel nivel de venit net în afacerile clasice. Puteți să faceți această comparație ca să vedeți de fapt la ce aveți acces? Ok. Investment internationally in retail. If you want to make $1,500 profit, net profit, you would need at least between 70 and $130,000-$150,000 investment to make that kind of money in retail. Can you repeat the numbers, because you got you lost your signal for a second? Okay, very easy. If you open a retail store in average, again, this could be much lower and much higher, depending. Usually, if it's much higher, then the risk is much higher. But that's why you have an average in retail. If you want to earn a profit by the end of the month, every single month, growing or not growing, that's not the point now. You need at least $70,000, and it's usually even more. But at least $70,000 to $140,000, you need to make $1,500-$2,000 profit. That's international number. Okay. Ca să înțelegeți, de fapt, la ce lucru extraordinar aveți acces și numai prin bonusul acesta de Power of 3 pe a treia adâncime, un profit venit net de $1,500 lună de lună, în domeniul afacerilor clasice, de exemplu, într-un magazin de retail cu vânzare, da? E necesar pentru a intra ca profit $1,500 lunar, sunt necesare investiții de între 70.000 și $140,000 ca să ajungi la un venit de genul acesta lunar. Yes, you can, again, these are average things. Something can be faster, something can be slower, but it's the average. Aici vorbim despre media internațională. Unor se poate petrece mai repede, alteori mai încet. Vorbim but it is media. Well known that most business break even, meaning that they are not losing money, and then they start making profit after, again, the average is 4 to 5 years. So if you add up 1,500 times 1 year, that's about $18,000 times of 4 or 5 years, these numbers cannot lie. That's when you get excited. If you understand, oh my gosh, I don't need $100,000. I don't need 4 years. If you don't understand that, you will not have a deep knowledge and you will not have an influencing power. And obviously, you will not have passion. Ok. Practic, este un lucru cunoscut, media globală, internațională, da, în afacerile clasice, unele se dezvoltă mai repede, altele mai încet, dar media este că undeva în 4-5 ani ajung să înceapă să câștige. Deci să treacă de acoperirea cheltuielilor și să înceapă să intre pe profit. 4-5 ani. Faceți asta, înmulțiți $1,500 lunar, la care voi aveți acces prin bonusul de Power of 3, cu 12 luni, asta înseamnă vreo $18,000 pe an, și înmulțiți cu încă 5 ani și vă ies vreo $90,000. Înțelegeți despre ce este vorba aici, despre ce riscuri și cheltuieli și ca să ajungi să ai același venit dintr-o afacere clasică și la ce avem noi acces. See, this is like an example for you, and now think about all the areas that you could talk about, what it means to have a deeper knowledge and then more certainty and then more influencing power comparing to zero knowledge, zero certainty, very little influencing power. Și astea sunt doar câteva exemple despre care este diferența între a avea o cunoaștere profundă și certitudine și în ceea ce știi și modul în care poți să fii influențezi la modul acesta pe cei din jur, spre deosebire de a avea cunoștințe superficiale și un nivel de certitudine slab și influențarea pe care sau nivelul de influență pe care l-ai în jurul tău este slab cu siguranță. Deci, încă o dată, accentul este pus pe, practic, pasiunea ta când transmiți mai departe la modul real, entuziasmul tău de aici se naște, când înțelegi în profunzime ce ai în mână din toate punctele de vedere. Now, again, if you think about that,
that here what you see on a screen, okay, these six areas are pretty much, I would say, 100% answer to humanity's problems, meaning that what we are suffering from mentally, physically, health, everything, right here. See, that's what I call passion, when you realize this is everything we can solve. Și ceea ce avem în imagine, practic, este rezolvarea la toate problemele lumii. Da? Deci dacă ne uităm pe fiecare treaptă, vorbim despre vindecare și viață trăită holistic. Da? În plan fizic, mental, emoțional, cu adevărat putem să creăm această schimbare. Și faptul că noi avem în mână, că realizezi că ai în mână aceste lucruri și aprofundezi aceste cunoștințe, asta îți va crește ție nivelul de încredere și pasiunea cu care o să dai mai departe. There isn't a single family that you could not fix. Not a quick fix, because you know exactly what it means. A long term, if they implement changes in these areas, even if they start implementing changes, their whole life will change forever. Now that's what I call understanding. That's what's going to give you a mission statement, a power to get up and do your best with passion. Orice om, orice familie poate fi impactată la modul că să-i se schimbe viața de-a întregul dacă o ajuți pe aceste domenii, pe oricare din aceste domenii cu care cu toții ne lovim în viață și pe care cu toții avem în diverse momente ale vieții noastre obstacole și provocări. Every single area we could have at least 100 hours of education. And the question is, am I missing that education? Am I implementing that education into my group? 100 hours into every single area of this, so people will understand, their certainty and knowledge will raise, and then they can influence. Și dacă implicați câte minim 100 de ore de studiu pe fiecare din aceste șase domenii, cu siguranță nivelul de profunzime a cunoștințelor pe care le veți dobândi și certitudinea și siguranța cu care o să transmiteți, încrederea cu care o să transmiteți mai departe aceste informații în echipele voastre, în grupurile voastre și către oamenii noi cărora pe care îi puteți ajuta să-și schimbe viața, va crește foarte mult. And above that, comparing to any other company, not that they are bad companies, no. It's not that how bad they are or not bad, how good we are. That's my point. Comparing to them, nobody offers natural solutions as much as doTERRA does in these areas. Și făcând o comparație mai mult decât tot ce am discutat până acum, făcând o comparație cu alte companii, cu celelalte companii de pe piață, nu că ele ar fi rele, dar noi nu ne comparăm cu cât de răi sunt alții, ci cât de buni suntem noi, pentru că avem, nimeni altcineva nu are o gamă atât de largă de soluții naturale, astfel încât să acoperi toate aceste domenii ale vieții holistice. See what I mean by I hope, because a good training here, if I do things right, which I hope I do, because I tell you principles, will inspire you to find your own answers and start taking action in those areas that you are questioning yourself, that you are lacking either action or understanding. Deci, eu consider că un training bun este acela în care te inspir să îți găsești răspunsurile la propriile întrebări și să începi să acționezi în direcțiile respective, astfel încât să găsești soluțiile. See, when I first saw this here, and I'm sure many of you have seen, what do you think happened to me? Now look at this, I'm sure many of you have seen this. This is the current market survey that, you know, you can see it. I hope you can see. I can't make this any bigger somehow. It's a messenger. It's okay. You can see it. You can see that. Does it bring you out a mission? Something that we gotta do something. We have a huge job ahead of us. When we have 100% oils adulterated in India and 80% in Taiwan and 70% in Germany. Does this bring something out? Oh my gosh, we have so much things to do because it's insane.
Vouă v-a vorbit acest sondaj, este un sondaj recent făcut pe piață în care se vede care este nivelul de adulterare a uleiurilor puse pe piețele globale, peste tot, pe piața Statelor Unite, în Australia, în Japonia. Când vedeți nivelul de adulterare 100% pe piața australiană, 80% pe piața americană, 100% la uleiul birch și așa mai departe, nu vi se trezește așa o dorința aceea de wow, cât avem de lucru, da? Câte vieți, câți oameni avem de impactat, la câți oameni avem de mers ca să-i ajutăm? See, I did my own research, so I actually purchased oils and I sent them to the lab, and all of the oils I've purchased, all of them have been fake. You can see the results, but it's a fake oil. Și eu mi-am făcut studiile mele personale, am cumpărat efectiv online uleiuri de la diverse companii și le-am trimis la laboratorul Aromatic Plant Research Center, la APRC, și aici aveți rezultatele și toate erau false. Uleiurile erau adulterate. The sample contains several synthetic markers of cinnamaldehyde linalool oil, so it is not a 100% pure and natural. Every single oil I buy will end up in this category. Deci, concluzia la fiecare ulei pe care l-a cumpărat și l-a trimis la studiu a fost că analiza relevă faptul că mostra trimisă conține mai mulți markeri sintetici, în cazul acesta era vorba de uleiul de cinnamon, de scorțișoară, de cinnamaldehide și de linalol, practic nimic natural. Deci, mostra nu este 100% pură și naturală. See, does it bring passion out of you? Omega 3. See, that's what we need. That's the igniting factor that, oh, with people with passion, we can change the world for better. Când vezi așa ceva, nu se trezește în tine pasiunea aia, wow, cât am de muncit, de dat mai departe, de ajutat, pentru că eu am acces la aceste lucruri și informații și soluții și să-i ajut și pe alții ca să nu mai trăiască în ignoranță și în această lume atât de falsificată și de chimicalizată, pentru că, într-adevăr, oamenii cu pasiune vor schimba lumea. You can see here the lavender oil, okay, what the lab said. The lab didn't say it was synthetic, but what it says, that it contains unusual high camphor, 1,8 cinnalol and borneol, which indicates it cannot be a true lavender, and it told me over the phone, it was almost 100% that it is lavandin, not lavender. That's another plant, and the adulterated other plant. See, does it bring passion out of it? Oh my gosh, there's so much things to do and we can help people. Un alt rezultat primit la analize, la uleiul de lavandă, nu zicea în concluzie că este vorba de un ulei sintetic, dar zicea că analiza a scos la iveală mari cantități de camfor și 1,8 cinol și borneol, care indică că nu este vorba despre uleiul de lavandă, despre lavandula angustifolia, și la telefon i-au transmis că este vorba despre lavandin. So this is what I mean. And you know, we could now think up, you know, all the areas of life we could go on when it comes to, you know, doTERRA and our personal life, financial life and health. We could pick any subject and go down to its depth, understand, and then we can influence people with our passion that, oh, you gotta help people with this. See, there's endless. Practic despre asta este vorba în orice domeniu, că vorbim despre doTERRA, că vorbim despre sănătate, că vorbim despre finanțe, că vorbim despre orice. În clipa în care noi am acumulat înțelegere profundă, teoretică și practică în acel domeniu, atunci cu adevărat crește nivelul nostru de certitudine și încredere ca să putem da mai departe și o facem cu pasiune și atunci cu adevărat schimbăm vieți în jurul nostru. Now, what will happen? Okay, if we work on this and our certainty level will grow and, oh, now I've invested 100 hours into studying, understanding. And yes, my certainty level has risen about these numbers and oils and the doTERRA's mission is much better. Just
sorry, did you say your wife? I didn't say wife. Now, what will happen if what we have just now talked about in those all those areas, our certainty level of knowledge will rise? Yes, we will see results. Yes, of course. Deci, înțelegeți ce se petrece atunci când toate aceste lucruri despre care am vorbit se acumulează în noi, nivelul de, da, acumulăm acele informații, cunoștințe teoretice și practice, nivelul nostru de încredere, deci de certitudine crește și atunci cu adevărat putem să influențăm și să schimbăm viețile celor din jur. But meanwhile, our certainty level about ourselves has not risen. What is going to happen? Nothing, or still a little, because we need to do the same thing about our own identity, ourselves. We need to raise our certainty level. Dar, da. Deci, dacă se petrec toate acele lucruri, am învățat, am acumulat sutele de ore de practică și teoretică, într-adevăr, nivelul nostru de încredere în companie, în tot ce reprezintă, crește foarte mult. Însă, dacă în același timp nu creștem și noi ca persoane, personalitatea noastră, încrederea în noi, noi nu ne transformăm, ce credeți că se petrece? See, some people would say that, yes, doTERRA, oils and everything, so 100%, but I'm worth nothing and I'm nobody, and there's nothing I can do. I've never done anything, see? Because their certainty and knowledge, they haven't worked on that. That's a bad equation. Pentru că sunt astfel de oameni care, da, consideră că, wow, într-adevăr, doTERRA are produse, soluții absolut extraordinare, minunat, însă despre propria persoană nu consideră foarte multe lucruri bune și nu are încredere în ea însăși. Asta e o ecuație sortită eșecului. See, you might have seen people that they say doTERRA is the best, oils are the best, but I'm a loser. Are you one of them? Poți întâlni oameni care spun cu mâna pe inimă că doTERRA e cea mai bună, produsele sunt extraordinare, totul este extraordinar, dar eu sunt un ratat, eu nu... Ați întâlnit astfel de persoane care nu au încredere în ele, care îți spun că, într-adevăr, compania e extraordinară și produsele, dar nu au deloc încredere în ele? It's a very hard thought, right? Again, remember, your results in those areas, we'll speak about your ideas about that. Este un o idee, un gând foarte important, faptul că rezultatele tale în acele domenii vorbesc despre ideile pe care le ai în acele domenii. You cannot be. You shouldn't be the person who loves doTERRA and sees the science, and then you don't have the same certainty and the same passion about yourself. Nu poți să fii acea persoană care vede doTERRA ca pe ceva extraordinar așa cum este, cu tot ce aduce și ne oferă, dar să nu gândești la fel despre tine. Nu poți. Yes, the best prospect, oh yeah, we know that, the best prospect who's certain about themselves, and there is always room to grow, who are certain, but they have no clue about doTERRA. Oh, we all want that kind of prospect, right? Cel mai bun prospect, om pe care ni-l dorim în echipă, este acela care are un nivel de încredere personală foarte, foarte mare, dar care n-are nicio idee despre doTERRA. Cu toții ne dorim astfel de oameni în echipă. See, how will you raise your certainty level about your abilities? Cum o să-ți crești tu nivelul tău de încredere în legătură cu capacitățile și calitățile tale? What can you do so you will be certain that this is something that you can also do? Ce poți tu să faci pentru a deveni sigur că asta este ceva ce tu cu adevărat poți să faci? What will you do to your group so they will see themselves better than they are, or they will be inspired to take different steps that they had been taking because they've have not been certain about themselves? Ce ești tu gata și dispus să faci pentru ca echipa ta să devină mai bună, ei, oamenii din echipa ta să se vadă ca fiind buni, să aibă încredere în ei, să își asume pași
să facă pași pe care până acum nu i-au făcut în viață. Now, what if you are like somebody who's certain about doTERRA, obviously, so easy to understand, certain about yourself, because you've achieved a lot of things, but you're not certain about people that they can also do. Sorry, can you repeat? There was a motor on the way. All right. Now, what will you do if you find yourself in a situation where you're certain about doTERRA and about yourself, but not too much certain about other people? Ok. Ce faci dacă te găsești în situația în care ești sigur de tine și ai încredere în tine, ești sigur de doTERRA, dar nu ai încredere în oamenii cu care colaborezi? So you could say that doTERRA works, I am awesome, but people in my town or people in my city or country, they are not good. Și ești, ajungi să spui, doTERRA e absolut extraordinară, eu sunt foarte priceput, dar oamenii din orașul meu sau oamenii din țara mea nu sunt preocupați de asta, nu-i interesează. Sau remember, those are not the facts, because others have created or helped find good people who are good, but their reality is, some of them, that doTERRA is good, I can do anything, but I must leave my country or in my city or in Romania. People are negative and I don't know what they say because they're not certain about people. They don't have the certainty that they can also do. Amintiți-vă că noi suntem cei care creăm viața noastră și atragem în viața noastră, așa că în astfel de situații în care tu ai încredere în tine, ai încredere în companie, dar n-ai încredere în oamenii și în mediul în care te-ai născut, în astfel de situații oamenii sunt dispuși să caute soluțiile în altă parte, să părăsească țara, să meargă altundeva unde iarba e mai verde. Dar amintiți-vă că nu despre asta e vorba. See, there are many worldwide who would say, oh, it all works, so awesome, but I wish I lived in New York because people are different there. I wish I lived in Rome or I wish I lived in Bucharest if somebody is living in Norway because people are different there and they're much better. Da, este exact principiul că iarba întotdeauna e mai verde în curtea vecinului, da, întotdeauna oamenii care nu reușesc ceva nu le iese, întotdeauna găsesc scuze și dau vina pe faptul că dacă asta e piedica ta și obstacolul tău, partea unde domeniul încă tu mai ai de învățat încrederea în oameni și să fii gata să-i împuternicești, să-ți folosești calitățile pentru a-i împuternici, atunci vei considera că întotdeauna în altă parte decât acolo unde ești tu lucrurile funcționează. Now we know exactly that is not reality, that's only a reality of their thinking. Remember, from now on you can measure, okay, your thinking about a certain area, about your, you can measure your thoughts, because if your results are that people are idiots here and I must move to London, because that's why you know exactly that it's not the people in Bucharest or in Timișoara, whatever, it's your thinking about them. That's what is faulty. Și amintiți-vă că nu astea sunt faptele, da? Pentru că ci este vorba despre modul în care tu gândești, da? Despre acele lucruri și ceea ce tu gândești și crezi acele lucruri le vei atrage în viața ta, pentru că întotdeauna și peste tot este o manifestare, o abundență a manifestării de toate, în toate naturile și aspectele ei, așa că gândește-te foarte serios ce manifesti și dacă în viața ta apar oameni în acest exemplu care nu sunt pe gustul tău, nu sunt pe uită-te ce e în mintea și în inima ta, schimbă ce e acolo și atunci vei atrage în viața ta oamenii de calitatea pe care tu dorești. See, the best thought, or just think about it for a second, what would happen if you think about people in your organization? What would happen if all of a sudden their certainty, knowledge, everything would grow about the company, about their own life, themselves, and about other people? What would happen? That's an interesting idea, right? Stați un pic cu voi și gândiți-vă ce s-ar petrece dacă toți oamenii din echipa voastră
ar crește, le-ar crește dintr-o dată nivelul de încredere și ar aprofunda cunoștințele legate de companie, nivelul de încredere în ei înșiși, nivelul de încredere în raport cu ceilalți oameni și în față de oamenii din viețile lor. Ce s-ar întâmpla? Cum? Imaginați-vă cum ar arăta o astfel de comunicare. Now, think about that. Let's give it some time. Just think about it for a second. What would happen, really? Stați un pic și gândiți-vă și chiar gândiți-vă ce s-ar putea petrece într-o astfel de situație, când dintr-o dată s-ar crea un astfel de switch. Now, if this training wasn't done by me, it was done by some other trainers, which I sometimes doubt, they would start doing techniques and things what they can do to their people to change their certainty level about doTERRA, about the company, and about other people, which is a good result, but I wouldn't do that. Dacă trainingul de azi nu l-aș fi ținut eu, ci l-ar fi ținut alți traineri, poate că ei ar fi început deja în momentul acesta al întâlnirii să ofere tot felul de tehnici prin care să-i ajute pe oameni să-și crească nivelul de încredere sau cunoștințe în companie, în ei înșiși și așa mai departe, însă eu nu asta fac. I wouldn't go down that rabbit hole. Eu nu m-aș duce în acea gaură a iepurelui. Because I would only talk about how you can change your own perspective about doTERRA, your certainty level about doTERRA, about yourself, and about other people. Guess what? Everything will change. Pentru că eu cred cu tărie că în clipa în care tu îți schimbi perspectiva ta asupra modul în care tu percepi lumea, doTERRA, oamenii din jurul tău, pe tine însuți, atunci, într-adevăr, viața ta se va schimba. So that's the only thing that we need to, you know, some people say, I heard, it's good, I think it summarizes, that the only people you need to sponsor in this business is you. Și am auzit de foarte multe ori această frază, singura persoană pe care trebuie să o sponsorizezi în această oportunitate ești tu. And I think it's right, because if you aren't sponsored in this business, well, you start working on others, that how you can do it for them, or how they will become better. No, that's not our job. How you will become better. Și consider că este foarte adevărată, pentru că dacă tu nu te sponsorizezi pe tine însuți bine în această oportunitate, vei începe să faci asta încercând să repari pe oamenii din echipă, să-i sponsorizezi pe ei, încercând să îi înveți pe ei anumite lucruri care îți lipsesc ție, când de fapt tu ar trebui să lucrezi cu tine pentru a deveni tu mai bun. And because it's much easier to do a training about what you can do to your downline, that's why everybody does that. It's much harder to do a training about what you can do about yourself. That's why nobody does that. Pentru că este foarte ușor să faci un training în echipa ta, în downline-ul tău, cu ceea ce cu soluții pentru ceea ce ei nu fac bine, dar este foarte dificil să faci un training cu ceea ce tu nu faci bine. Yes, so now that is my answer to never invite, you know, those fake trainers who teach you techniques and crap, you know, because that leads nowhere. Because they, first of all, they don't have it themselves. They try to teach it to others. You know, that's a true principle. If you don't have it, you start teaching it. That's why most people do that. But let's stop and let's not do that. Let's only take care of our own. De-aia eu nu sunt adeptul și nu vă recomand nici vouă să vă deschideți față de acei traineri care, de fapt, știți că există vorba aceea, cei care nu știu să facă, îi învață pe alții. Da? Deci faceți întotdeauna și urmăriți să vă înconjurați de oamenii care au parcurs calea și luați din exemplele lor și uitați-vă la toate principiile pe care ni le-a oferit Corey astăzi pentru a învăța despre voi și vă și a crește. Yeah, like Rico said, that's what Arnold said. This is how you flex it. But if you don't have it, don't flex it. Și cum zice Rego acum, așa cum zicea Arnold Schwarzenegger, uite, așa îți flexezi mușchiul, dar dacă nu-l ai, nu-l flexa. I love that. If you don't have it, don't flex it. But see, a lot of people are flexing what they don't have. Și îmi place foarte mult asta. Dacă nu-l ai, nu-l flexa, dar vedeți voi, mai ales în ziua de azi, foarte mulți oameni predau ceea ce nu știu. That's a fake influencer industry. That's a fake
marketers, that's a fake trainers. This is filled, the whole world is filled up with them. Industria asta în creștere a falșilor traineri, falșilor marketer, falșilor influenceri. Care I've given you a lot of work in those three areas, and I think a lot of questions came up that, oh, what am I supposed to do? How am I going to do that? How am I going to work on this and that? Those are good questions, and solving and finding your answers, that's where you're going to grow. Cred că v-am dat câteva idei și ceva de muncă pe cele trei domenii și că au și ivit întrebări serioase pe aceste domenii și v-ați uitat un pic în propria, în oglinda propriului suflet, ca să vedeți exact unde aveți de lucrat și să începeți procesul acesta de transformare, pentru că doar asta vă duce cu adevărat la creștere reală. And yes, you know, I do believe that there are a lot of things, and I'm not going to get into that, obviously, that a lot of things is involved, you know, in building up a successful business, but the major principles I covered, which is you cannot really separate from business from life, so to speak, but the major principles I covered, and yes, when you get together, when you brainstorm, you can start building up, okay, the house on the rock, not on the sand. Practic, dacă ții cont de toate aceste principii de bază pe care le-am prezentat și care sunt reale și nu sunt separate de viață sau de business, vei putea cu adevărat să începi să îți construiești casa vieții tale, între ghilimele, pe stâncă și nu în nisip. Now, one thing that will trigger, which is unbelievably I think it's misunderstood in many cases, or it over talked, or it's been discussed many times, is really where you are heading, your, you know, what you can plan for a future. And, you know, some people call it goal setting or whatever. I think there is so much power on that it overrides, you know, a lot of things. Și un lucru pe care vreau să-l țintim acum este un aspect super discutat în toate domeniile vieții și este vorba despre direcția în care mergi, către ce te îndrepți, care este scopul pe care ți l-ai ales, țelul tău. You know, one thing that you've seen, you know, I with Ronella, you know, years ago, you know how she planned her years and she laid out her future life. You know, she could talk about that, you know, and I'm sure she has. And what's the principle behind that? Și dacă vă uitați la Ronella și la modul în care și-a planificat ea toți anii aceștia și cum vrea să-i arate echipa și sunt sigur că va vorbi despre asta, trebuie să ne gândim ce principii erau în spatele acestor planificări. See, again, you know, when you talk to people about goal setting, the reason why it doesn't work in most cases, because you try to create a situation for them where they start setting goals instead of try to create a person that will start making incredible goals. There's a big difference between the two strategy. Pentru că se ajunge în situația în care, dacă se tot vorbește despre stabilirea țelurilor, din nou, trag eu concluzia că e vorba despre acea înțelegere profundă, nu doar teoretică, ci și practică, în care oamenii ajung să înțeleagă superficial că e important să stabilești țelul, dar, de fapt, există o diferență între acest gen de om și acela care devine persoana puternică, care a crescut lăuntric, care să aibă țeluri cu adevărat înălțătoare. You know, there is one, we talked about one line from the Old Testament today, as a man thinketh, so is he. Am vorbit astăzi despre un citat din Vechiul Testament, cum gândește omul, așa este el. But there is another one, which is just as important, is that where there are no vision, people perish. Dar mai este un citat la fel de important, acolo unde nu este viziune, oamenii dispar. Now think about that for a second. Gândiți-vă la asta
pentru o secundă. You know, Emily Wright, you know, Emily Wright in this past convention here in Budapest. Pretty much I only think besides, well, not the only thing, because her presentation, the whole being really gave me a certainty that the company is in the right hand. Știți că Emily a fost, sorry. Go ahead. Știți că Emily, am avut-o pe Emily Wright la convenția de la Budapesta și lucrul cu care eu am rămas de acolo, singurul lucru, dar de fapt nu singurul lucru, că toată prezența ei acolo mi-a dat acel nivel de încredere că această companie este pe cele mai bune mâini. The main message to me was what got stuck with me is one of the really powerful statement what she said, that the worst outcome of these past couple of years have been that people lost their dreams and their goals and the future in their mind. And I think that's an awesome feedback of the work of the dark side, because the dark side, however it works through whatever we've seen, the worst result that can ever have is losing your future and your vision. And your hope. Deci, lucrul principal cu care, ideea principală cu care a rămas și care l-a impactat pe el foarte mult din mesajul lui Emily a fost faptul că în urma acestor ani prin care am trecut, cel mai rău rezultat, cel mai rău lucru care s-a petrecut, de fapt, lăsând o parte toate lucrurile prin care am trecut cu toții, este faptul că oamenii și-au pierdut încrederea în viitor și capacitatea de a-și seta scopuri, țeluri pentru viitor. Și continuă Cori că, într-adevăr, modul cel mai genial, diabolic genial, prin care partea întunecată acționează, prin toate căile prin care acționează, acela de a scoate acea licărire din oameni, efectiv, de a-i aduce într-o stare în care nu mai există acea licărire în ei pentru viață, acea speranță în a-și seta, aș vizualiza viitorul, aș seta țeluri pentru viitor, aș plănui viața și a lucra pentru o viață așa cum și-o doresc. And you know, what came back to me when she said that, obviously, the Victor, I don't know how many of you know who Viktor Frankl is. Viktor Frankl was an Austrian psychiatrist, you know, a Jew who was taken into Auschwitz. And then that was a perfect environment for that psychiatrist to actually study people and see in that awful environment their psychology. And their conclusion was insane. That how Nu știu câți dintre voi îl știți sau ați auzit despre Viktor Frankl, care este un evreu, psihiatru din Austria și care a ajuns la Auschwitz și a putut să studieze acolo, în mediul acela, psihologia oamenilor în acea situație. See what he said, okay? He actually said that he believed that only those people died who lost hope. Hope meaning that, again, vision, the future. Now look at what he said. Those who lost hope, he said, developed a certain look in their eye, a fatalism that inevitably ended in death. He said, within days they died. So do you think, okay, can this happen to us at some scale if we don't have our future, our hope and our goals and our vision? Most definitely. Deci ceea ce el a remarcat acolo, observând oamenii din jurul lui, a fost că cei care și-au pierdut speranța au dezvoltat o anumită privire în ochii lor, un fel de fatalism care inevitabil a condus către moartea lor și chiar în câteva zile s-a petrecut acest lucru. Deci vedeți încă o dată cât de important este să-ți păstrezi această capacitate de a vizualiza, de a viziona, de a visa, de a stabili scopuri, țeluri, de a spera și să nu vă lăsați niciodată privați, furați de acest lucru. Hi, by the way, the book is, if you have not, just order it today, Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, I'm sure it's in Romanian, we have the Hungarian version, get it, read it at least 5 times and you'll understand why I'm talking about here, you know, a vision and a future. Because if you become
a visionary man or a visionary woman, that's when you're going to start setting goals. Don't try to get the goals out of you, because there's no goals if you are not the visionary one. You need to create your own circumstance where you start creating awesome goals. Și pe aici aveți în imagine câteva cărți care vă sunt recomandate, cea despre care zicea omul în căutarea în scopului, da? Meaning in life, a scopului în viață, este vorba de Viktor Frankl, cu siguranță că o găsim și în limba română. Este o carte pe care spune să o citim și după aceea să o recitim și încă o dată subliniază cât este de important să devii acel om care poate să-și seteze, acel vizionar care poate să-și seteze scopuri înalte. That's right, you look at that. He developed a theory of logotherapy. It's all based on hope. You know, if you meet somebody who has cancer, the best thing you can do to that person is have that person create an environment with that person that he or she will write down goals, tons of goals freely. That's the best thing you can do with somebody with stage 3 or 4 cancer. Și încă o dată cât este de important să nu-ți pierzi acea licărire de viață, acea speranță, aia este cea care dă ție forță și lucrul cel mai bun pe care îl poți face, de exemplu, cu cineva care a fost diagnosticat cu cancer, chiar în stadii avansate, este să îl ajut să-și creeze acel mediu în care să-și seteze țeluri, scopuri după scopuri în viață. Să-i dai speranță de viață. You can become a visionary man when you see doTERRA and you see this is an awesome tool. And then it starts, it implements, it will click in. This is an awesome tool to reach my goals and I started dreaming. So that can happen. Când oamenii ajung la doTERRA și înțeleg doTERRA, ei pot să... Sorry, go on. Ei pot să își dea seama și să ajungă să înțeleagă și să afirme că doTERRA este o unealtă absolut extraordinară care mă poate ajuta să îmi împlinesc scopurile și visele. And one thing, you know, this could be a long conversation in person, but think about that one of the things why you might not be able to look into the future is that because too many things is pulling you back. Și asta poate deveni o conversație lungă în persoană, dar gândiți-vă că unul din motivele pentru care tu nu ai viziunea viitorului, nu poți să vezi cum arată viața ta în viitor, este faptul că sunt prea multe lucruri care te trag înapoi. See, please understand remember, if you don't understand some of the principles, you start blaming others. So that you will blame everybody, the company and the people and idiots and the economy. But see, remember always that. But if you can get rid of that. Dacă tu nu poți să înțelegi cu adevărat, să conștientizezi așa profund care sunt principiile acestea fundamentale, atunci ești în acel blaming mood în care vei găsi întotdeauna țapii spășitori, vei da vina pe companie, pe guvern, pe cei din jur, pe whatever. Însă, dacă poți să treci de toate astea și să te setezi pe acele principii, you will understand that in the same economy, in the same world, same Europe, same Romania, wherever we are, people are advancing. And why am I not? See, that's the most powerful thought, because there is no response. That's where you start taking responsibility. Dar dacă tu poți să treci de toate aceste lucruri, vei vedea în jurul tău că în aceeași țară, în aceeași economie, în același exact background și mediu ca și tine, oamenii din jurul tău avansează în același domeniu. Și atunci, cu adevărat, îți ești în momentul în care tu poți să-ți asumi responsabilitatea și să vezi ce nu faci tu bine, ce nu crezi tu, ce nu, da? Astfel încât să poți acționa. See, the past is pulling you back heavily because you are not letting go and your present as a gravity is pulling you down, it's really hard to have the magnet of the future pulling you forward. Atunci când te lași tras în spate prea mult de trecut și în jos de prezent, n-ai cum să ai un magnet suficient de puternic care să te tragă în față spre viitor. See, it's not, because again, remember when you let go of the blaming, you will realize that it's not
less problems that will make you successful. More it's the more skills that will make you more successful. See, it's not less problems that I want to have more skills. Exactly. Atunci când renunți la atitudinea asta în care găsești tot și cauți tot timpul țapii spășitori și acuzi pe toată lumea și totul în jurul tău pentru nereușitele tale, atunci îți dai seama de fapt că tu nu ai nevoie de mai puține probleme în viața ta pentru că astea apar, ci ai nevoie de mai multe calități, mai multe capacități personale care să te ajute pe tine să treci peste toate problemele care apar. It's extremely exact. Important that you understand that some people, and I'm sure you usually see others better, remember, that's one principle. You usually see others, okay, better than you see yourself. That's how humanity is, but obviously you can change some of that, but that's how it is. Știți că mulți oameni se văd pe ei înșiși mai bine decât sunt, adică mai bun decât sunt. Lucrurile acestea se petrec. Last week I was involved one couple were separated in my downline and huge argument they had and all sorts of crap, you know, and coming from all direction and then they want to have a mediator, like a good discussion with somebody. And they invited me as an upline and somebody from sideline, like a good friend. So two of us were sitting there and trying to see what's up and try to help them. Săptămâna trecută am avut o situație foarte delicată în downline-ul meu. Un cuplu s-au despărțit și au fost certuri și neînțelegeri și așa și au avut nevoie de cineva din exterior, un bun mediator și m-a invitat pe mine și încă un prieten foarte bun ca să-i ajute să ajungă la o înțelegere. And then you can imagine you just for a second, you know, if you sit for hours, 2, 3, 4 hours of they blame and then, you know, they, you know, one gets up, cries, come, you know, just imagine for hours that you are involved and you have, there is you and this one person who's kind of observing and trying to help and mediate, just two of you. Și imaginați-vă situația în care ori în șir cineva se tot plânge de ceva și tot dă vina pe ceva și tot așa și este apoi mediatorul care observă toate aceste lucruri. And obviously we saw it from our perspective, we saw it from outside at where she is wrong and where he is wrong and you know what they can't let go and where anger and all the crap. You can see, we saw it straight, we looked at each other sometimes and obviously we saw that, come on, she shouldn't do that, come on, you know, he shouldn't do that and we saw it, you know, it's easy. Și din exterior, noi cei doi care am fost invitați acolo ca observatori, am văzut cu ușurință amândoi, adică chiar ne uitam unul altul din când în când, că ne era evident din discuțiile apărute că ok, uite, treaba chestia asta ea nu trebuia să facă sau asta el nu trebuia să facă. Însă în acolo ei erau mult prea prinși implicați în problemă ca să poată vedea. And then once we were finished, you know, and then we left them and then we were walking to the car park. You know, and we stopped. We didn't talk about them. That oh, did you see how she was? And oh, what, you know, as a usual discussion. We didn't do that. You know what we did? Dar când am plecat de acolo, noi doi, cei doi mediatori, și ne-am dus împreună până în parcare, nu ne-am oprit să discutăm toată situația la care am asistat și să zicem, uite, asta trebuie să facă sau asta. Știi ce am făcut? We stopped and we said, oh, I hope that we can see that we are wrong ourselves in many cases, like we saw them, how wrong they were from outside. Do you think we can see it from our own lives? And we were like, this is who we are in a different level, but we must see how wrong we are. So we need another consultation who will see how wrong we are, what we need to grow. That was the only thought. That was incredible growth because we weren't judging them. We were like, jeez, we must be just as this insane or bad, you know, in our own lives, but we don't see it, like they don't see it from their own perspective. Și singura noastră concluzie în clipa aceea a fost de fapt o conștientizare. Cumva amândoi a ajuns la aceeași concluzie că sper
Din tot sufletul sper că în astfel de situații, pentru că cu toții ne regăsim în diverse situații în care noi avem impresia că noi avem dreptate, sper că pot să văd cât greșesc eu în acele momente de fapt. Sper să pot să am această conștientizare înaltă, care acum a apărut, de exemplu, în cazul lor, fiind persoane din exterior, puteau să vadă foarte ușor fiecare unde greșește și își doreau foarte mult ca în viața lor, dacă se petrece orice situație de genul acesta în care ai impresia că tu deții adevărul suprem, să poți să ai acea smerenie necesară care să te ajute să vezi adevărul real. So when you have something in the past that you can't let go, don't say that this is worse than anybody else's, because it's not. But if you can let it go as much as you can, and today's circumstances, which is terribly bad for you, I understand, the gravitation of that circumstance, the gravity of the situation, you can ease, that's when the pulling power of the future will start kicking. Așadar, atunci când ai în viața ta situații din trecut care te trag înapoi și sunt astfel de situații, niciodată, în schimb, să nu gândești că asta e cea mai rea cu putință, pentru că sunt cu siguranță alții care trec prin lucruri mai rele, însă dacă tu reușești să te detașezi în oricât de mică măsură, să urmărești în astfel de situații, gradual, să te detașezi de, să lași în spate, să îi dai drumul acestui trecut care te ține captiv, în măsura în care tu reușești să faci acest lucru, forța magnetului benefic, a magnetului din viitor care te atrage către un viitor mai bun, crește. In many cases, you know, what's the gravity of today's problems that is pulling you down? Or I haven't paid that bill, or I have that problem, or I have this. That is sick in the family. That is all of that. Remember, you don't want to have less of that. You want to have more skills that you can overcome. Încă o dată, care este gravitatea și greutatea prezentului care te trage în jos? Faptul că, nu știu, ai problemele alea la serviciu, ai facturile astea de plătit, ai, nu știu, pe cine bolnav în familie, ai diverse lucruri care în prezent te trag în jos. Nu-ți dori să nu mai ai niciodată în mintea ta, nu asta să fie, să nu mai am problemele astea, ci să fiu eu mai bun, mai mult, să am eu capacități și calități mai înalte, mai dezvoltate, care să mă ajute să le rezolv mai ușor. Cu alte cuvinte, dorește să crești. When somebody says, oh, I love this doTERRA, I need to build, but I don't have time. How about saying, I love doTERRA, I need to build, and I need to create time. See, that's two different, same situation, two different attitudes. I know, I'm laughing because I just told somebody the exactly same thing. Deci când cineva vine și zice, iubesc doTERRA și mi-ar plăcea să construiesc doTERRA, însă nu am timp, cum ar fi să zic că iubesc doTERRA și mi-ar plăcea să construiesc și creez timp pentru asta? Deci se schimbă totul. So the real discussion is what change can we bring to the man or the woman who says, I don't have time. What change can we bring when they say, I need to find time? Discuția care apare aici este ce schimbare putem să aducem în viața unui om care zice că nu am timp să facă asta și care zice trebuie să-mi găsesc cumva timp. Cum poți să-l ajuți? What change do you need to bring into your life when you say, the gravity is too heavy. I don't have that money. I don't have. What change do you need when you say, I need to become better. I need to find solution. I need to solve that so I can do this. And the gravity will not be pulling down that hard. So that's a good question. What change? What emotional change? What change do I need? So it's not that it's too much of a gravity, but it is how can I ease up that gravity? So I can move on. Ce schimbare trebuie să fac în viața mea astfel încât să nu mă focalizez pe gravitatea momentului, greutatea tuturor obstacolelor care trag de mine în jos în momentul acesta, ci să mă focalizez pe ideea cum pot eu să fiu mai bun pentru a putea să trec peste toate aceste obstacole.
I hope you've, I'm not sure if you've heard this name before. I saved it today, but where is it? Where is it? Hold on, it should be right here. This one man who used the pooling power in his life. Există un o vorbă, persoana care își folosește forța de the pooling power. Yes, the pooling power of the future. This one man, ha, he used okay. That. Okay, deci cel care își folosește, care folosește această forță de atracție către viitor. His name is John Goddard. It's not our sponsor but it's the same family name. Da. Yeah. Numele lui este John Goddard, nu este vorba despre sponsorul nostru, despre familia Goddard, este doar o sincronicitate, același nume de familie. Okay, and then he wrote down, okay, at least it's right here the original one. The story is that he was a young, I think he was 14 or 15, a young man. Povestea lui, cred că avea 14-15 ani. And then he overheard his parents talking to somebody in the kitchen. Și așa auzit părinții vorbind cu cineva în bucătărie. And then this man was talking, you know, he was 40 or 50, that, oh, my life, you know, just the usual. I think you've heard this discussion many times, so you would turn with those people in the elevator. Și omul acela avea 40-50 de ani, cel din bucătărie, care se plângea de viața lui și e o discuție pe care o auzi foarte des. The conversation was, oh, you know, and I wish I had done this earlier, I wish I had time, you know, just the usual crap. So you know what he did? He said, I'm not going to live my life like that, you know, it was age 14. So he went into this bedroom and he wrote down on the spot, on that day, about 130 or 40 things that he would achieve in his life, no matter what. Și ascultând acea discuție, care, repet, o discuție pe care auzi de foarte multe ori în jur, oameni care la 40-50 de ani se plâng că n-am făcut asta și mi-ar fi plăcut să am asta și nu o să pot să fac asta și ce n-am de fapt, atât de tare l-a impresionat și influențat acea discuție încât s-a dus pe loc în dormitorul lui și a scris 130-140 de lucruri pe care el vrea să le facă, să le atingă, să le obțină în viața lui. Okay, now look at this list and just think for a second. That's, remember, I'm talking about the magnet, the pulling power. Remember, this guy, I'm not going to live like my life like that. There's no way I'm going to write down, and age 14, write down all these things. What's the situation that you need to create, okay, that you will write down these 100, 200 things, which is important to you, not somebody else's list? Vă imaginați ce forță de atracție a creat, ce viitor cu o forță de atracție extraordinară a creat în acea clipă în care a scris acea listă foarte determinat să obțină acele lucruri. Care este lista ta cu cele 100-200 de lucruri care să te atragă pe tine, să creeze pentru tine acea forță extraordinară de atracție către viitorul pe care ți-l dorești? Brunello, can you share your screen with this list? I gotta go to pee. I have to go to use the bathroom. So start. Can you share the screen with the Goddard's list? Can you do that? Ronella, ai înțeles. Poți să Wait a second. All right. Okay. Share the screen. Make it big and slow go down. Honestly, and Simona, just start translating some of the things. Look at how many of them he has achieved with the red arrow. Insane, guys. When I saw this first 15-20 years ago, I think it was more than that, I said, that's how I'm going to live my life. And I have a list, I think even more than that. And I sometimes go back and crossed out, you know, beach house, this house, this, the car, travel, go there. Can you share your screen, Ronella? Yes. Wait. Și acum right. O să ne aducă Ronella pe ecran lista acelui John Goddard. Let's see the list. And please translate some of that, Simona. Ok. Da, deci lista în care sunt bifate cu roșu lucrurile pe care le-am îndeplinit de pe listă, da? Cu scopurile scrise atunci, la 14 ani.
să meargă pe râul Nil, să meargă pe Amazon, Congo, să meargă pe râul Congo, Colorado. Apoi am mai scris acolo, vedeți, sunt câteva, se pare că era pasionat de călătorii, Rio, Coco și Nicaragua, să ajungă în Congo, în Noua Guinee, în Brazilia, și a făcut acele lucruri, toate lucrurile pe care le vedeți bifate cu bifă portocalie, sunt lucruri pe care le-a îndeplinit din listă. Să studieze, că acum și văd că sunt niște, da, dă numai un pic în sus, Ronela, să văd cele de sus ce erau, invers, să exploreze, da? Deci să exploreze râul, toate râurile alea, apoi să studieze populațiile din Congo, Noua Guinee, Brazilia, Borneo și le vedeți acolo pe toate în listă și a parcurs toată lista, să urce, să escaladeze următorii munți, da? Și-a pus pe listă Everest, și-a pus Aconcagua, dar a urcat pe, uitați câți din listă, practic din listă n-a fost pe 4 din 15, 7, 16. Ba mai mulți, câți 41, da? Deci din 20. A parcurs toate acele lucruri și a urcat pe toți acei munți, să învețe să piloteze un avion, să călărească cal în Rose Parade, să viziteze fiecare țară din lume, vedeți, aia n-a reușit să o bifeze, dar să studieze indienii Navajo și Hopi, da? Adică uitați totuși câte țeluri, cât de diversificate și cât de mari. Adică nu sunt țeluri de astea să, nu știu, călăresc odată un cal sau... Da? Apoi, să fotografieze cascada Iguazu din Brazilia și cascada Victoria și cascada Sutherland din, vedeți, atât de diverse multe părți ale lumii și a făcut toate. I'm back. See, isn't that an insane list, honestly? Isn't that crazy? Chiar este, așa a întrebat, că nu este o listă cu adevărat nebunească, chiar este, adică uitați-vă că nu este chiar nimic, nu este ceva mic de făcut. Okay, and then if you think about that, thank you, Ronella. You know, I was like Forrest Gump, you know, talking to the president. I go, "Gotta pee so bad." That's how I was. Ne-am mulțumit că avem nevoie de pauză de toaletă, că a fost ca Forrest Gump. Now, if you think about that, okay, just for a second, are you surrounded with goal setters? Și stai și gândește-te puțin așa pentru o secundă. Ai în jurul tău o grămadă de persoane care setează țeluri? Now, just think about, honestly, let's think about what city, hold on. Let me just pick a city which is, let's think about one city. Hold on, I'm trying to come up with a Romanian city which is not, I haven't been there for some time. Let's see which one. Ah, Brasov, or yes. Brașov, Cluj-Napoca, anywhere. Let's think about one city. Gândiți-vă la un oraș. If tomorrow morning, 4 a.m., some magical power, everybody wakes up in that city and writes down about 200 goals that they want to reach long term, about 50 that they want to reach short term, and they will die if they not reach that. What would happen to that city in about 2 years? I think that will influence the entire country or even more. But, yeah. Okay. Deci, gândiți-vă cum ar fi dacă într-un oraș, alegeți-vă un oraș, nu contează, Cluj, Brașov, chiar nu contează, dacă mâine dimineață, la ora 4, în acel oraș, fiecare suflet al acelui oraș, fiecare persoană se trezește la ora 4 și scrie o listă de 200 de țeluri pe termen lung și 50 pe termen scurt și iau decizia că nu mor până nu își îndeplinesc acele țeluri, ce s-ar întâmpla cu acel oraș în 2 ani de zile? That concept alone is life-changing because it's not the circumstance of the city that is causing a problem, is the people who have no goals. Și conceptul acesta schimbă tot cursul, pentru că nu este vorba despre circumstanțele unei zone sau unui oraș care schimbă problema, ci este... sorry, I lost my train of thought.
Yes. So it's not the circumstances that change the problem, but it's not the circumstance that is bringing bad thing to a city. It's the people who had all have any dreams. Okay. Deci nu circumstanțele schimbă și influențează modul în care se desfășoară lucrurile în viața ta sau într-o zonă, ci modul în care faptul că oamenii nu au vise. You understand? Topuri. Do you feel the power of that really? That what would happen to that city if everybody wrote down by their heart because they have become visionary 200 things and they would start working on that day one until everything is possible, that city would become alone in 5 years a mini Switzerland. Înțelegeți care este puterea unei asemenea idei, unui asemenea concept într-o situație de genul acesta în care oamenii dintr-un oraș întreg ar face acest lucru și ar nota așa din inimă acele scopuri pentru care ar începe deja din secunda aceea să muncească ca să le împlinească în viața aia și nu ar ezita nicio secundă și pe calea aceea către a-și împlini scopurile scrise, ar ajunge orașul respectiv o mini-Elveție în câteva. Now, obviously, we don't have the power to change that, you know, that magical power we don't have, which is not hopeless situation, because the only thing that you need to change is you. Dar, categoric, evident că nu avem această putere de a influența așa oamenii dintr-o dată să lucreze toți la visurile și la viața lor. Dar, vestea bună este că singura persoană pe care tu trebuie să o schimbi și asupra căreia trebuie să lucrezi, ești tu, de fapt. Now, if you see this list, I'll send it to you, you can translate it. Look at this list, honestly, insane. All sorts of things in all sorts of areas. Look at, which is not checked here. Visit the moon. Ah, she's. Remember the saying, if you aim the moon, you will not land in the neighbor's garden. See, that's true. Right here, that principle is right here. Da, vedeți, uitați-vă la lista asta, este absolut nebunească. Câte lucruri și cât de diversificată și cât de complexă și complicată în același timp, pentru că și-a propus lucruri absolut extraordinare. Uitați-vă și la ce n-a reușit să facă, de exemplu, cum ar fi să vizitezi luna. Dar ideea este că dacă îți pui ca scop să vizitezi luna, cu siguranță nu vei ajunge doar în grădina vecinului. Look at that. Ship aboard a freighter as a seaman, meaning that you will go on a ship like a seaman. Who sets goals like that? Isn't that great? Să călătorești pe mare ca un om al mării. High jump 5 feet. Stari în sus, nu știu cât, un metru și ceva. Și cât ai fit. Appear in a Tarzan movie. It didn't happen, but else he wrote it down. Un alt lucru pe care și l-a propus la numărul 93, să apară într-un film cu Tarzan. Nu s-a întâmplat, dar el și l-a scris atunci la 14 ani. All checked. All checked. Look at that. So, what is my point there really? Care este, de fapt, ideea pe care vreau să vă transmit? Something happened to him. Again, remember, you need to create something, an environment where something happens to you, where you become a visionary person that you start setting incredible goals. Trebuie să îți creezi acel mediu în care tu să devii un vizionar care să-și seteze țeluri extraordinare. Nobody can do that for you. Don't wait for me or Knopline to give you goals. Cu alte cuvinte, mișcă scundul din zona de confort, astfel încât să poți să devii acel vizionar care își creează scopuri înalte, pentru că nimeni nu poate să facă asta în locul tău. In those areas that you want to advance health, physically, your health, relationship, people and money, finances, these are three areas. Answer now honestly, you don't need to tell others. Do you have really extraordinary goals in those three areas? Like really extraordinary goals? Because if you don't, that's the best news to you, because wow, that's the my answer now I can reach, because I don't have the extraordinary goals in these three areas. Gândește-te la modul cel mai serios, dacă ai țeluri extraordinare,
setate pe toate cele trei domenii principale ale vieții, în domeniul sănătății, în domeniul relațiilor a oamenilor și în domeniul financiar. Și dacă nu ai, acolo ai răspunsul tău deja. Unde ai de lucru? I dare you to find almost, I would say, anyone, okay? If you take out your phone, you go through, pick 10 names, call them and say, hey, do you have written extraordinary goals? I'm not sure you're going to find anyone, honestly, besides maybe some of your business friends, doTERRA friends or somebody. You will not. That's why 97% of people will never reach anything. They will just keep their head above the water all their lives. Te provoc să-ți iei telefonul și să treci printr-o listă de 10 persoane pe care să le suni și să îi întrebi, ai o listă de scopuri extraordinare scrisă? Și o să vedeți că dacă nu e printre acele 10 persoane cineva din doTERRA sau care știe, cunoaște aceste lucruri și își are notate țelurile, nu o să găsești astfel de oameni, pentru că 97% din oameni nu scriu niciodată țelurile și de-aia ei și trăiesc la modul acesta, abia supraviețuind și cu capul deasupra apei, mai trăgând câte o gură de aer din când în când. See, it's not the circumstances of Auschwitz that will kill you, it's the lack of your ability to dream. Așadar, vedeți voi, nu circumstanțele de la Auschwitz te vor omorâ sau te omoară, ci este lipsa ta de viziune și lipsa abilității tale de a visa în continuare. Because that deciding factor meaning that are you going to really make it again financially as a person with your friends, family, relationship or doTERRA? Are you really going to make it or kind of like living mediocrity? The deciding factor is really your passion and the depth of your vision and dreams, which is inspired by your understanding. Factorul decisiv pentru ca tu să atingi succesul în oricare din aceste domenii, în toate trei, este dat de pasiunea ta și cât de înalte și extraordinare sunt țelurile tale și cât de bine declar conturate. Yes. So, if you think about it today that we discussed, the best, I can say that I have a good time with you and we had a good training, not because I enjoyed it, who cares about this? Because I've realized a few things and I have a few questions to answer and I need to solve a few things because I've turned around my thinking in a couple of areas. That's when we've had a successful training. Și dacă te gândești la ziua pe care am petrecut-o împreună și la trainingul acesta și ai câteva întrebări la care te gândești acum, ok, acum trebuie să găsesc niște răspunsuri la aceste întrebări și niște soluții, atunci, într-adevăr, s-a produs o schimbare, un switch în mintea ta și atunci, într-adevăr, trainingul acesta a fost folositor pentru tine. And that's a toughest, by the way, because people sit down, okay, with their pens or whatever, give me some answers and give me some ideas, or maybe no, not ideas, give me some techniques and whatever. No, that's not the right training. The right training is where you might not be able to sleep, by the way, if we've done a few things right, because you start putting things together, creating things and answering to your question. That's a successful training. Așadar, nu genul acela de training în care oamenii în general astăzi se așteaptă să-și ia notițe, să primească 5 pași, 3 tehnici prin care să-și schimbe viața pe domeniile pe care ei vor, ci acel gen de întâlnire, de eveniment în urma căruia rămâi cu multe întrebări la care tu cauți în tine răspunsuri și soluții și care, apropo, te poate face să nu poți dormi în noaptea respectivă și în cele care urmează, pentru că intri într-un proces creativ în care cu adevărat începe să ți se schimbe viața. Exactly. To me, the future, what I see,
with doTERRA, if you just, because I don't like to talk about only doTERRA, I like to talk about these areas and people in general, but if you just take that segment and the future of doTERRA. Dacă e să ne raportăm acum la acest segment, pentru că mie îmi place să vorbesc despre viață în general, despre cele trei domenii principale, pentru că asta înseamnă de fapt viața. Dar dacă e să luăm acest segment, doTERRA, one of the advantages I have, yes, as an upline, which you can also have, is that I see many lines in different countries, in different circumstances, different families. That's one advantage you can also have. I'm sure you have already, because if you have groups, you see that comparing to them, you have more referrals, you have more experiences, you have more stories. Un avantaj pe care eu îl am ca upline și fiecare dintre voi îl aveți ca upline în echipele voastre este acela că pot să văd fiecare linie, fiecare pe orașe, pe țări, cum se petrec lucrurile, fiecare în funcție de experiența lor, de povestea lor personală. And because of that experience, I think I can tell you as a prophet, so to speak, 100%. With certainty, what is going to happen in the next 10 years with doTERRA, just in Romania. Și pentru că am această viziune și am această experiență, pot să vă spun aproape profetic ce o să se petreacă cu doTERRA în România în următorii 10 ani. What is going to happen exactly? Is what's happened in the past 10 years. Some people will make it, some people won't make it. Și ceea ce să se petreacă cu siguranță în următorii 10 ani în România, în doTERRA, este exact ce s-a petrecut și în ceilalți 10 ani care care au trecut până acum. Unii vor reuși, alții nu vor reuși. Asta e cu siguranță. Asta e sigur. 100% certain. 100% certain. Now, which group you are going to belong is decided by your thoughts today and tomorrow. Deci asta se va petrece cu siguranță și la cărui grup vei aparține tu, celor care vor reuși sau celor care nu vor reuși, asta tu decizi prin ceea ce tu gândești și acționezi. Because to me, 100% of you can and will make it, in my perspective. Pentru că în perspectiva mea, 100% din voi veți reuși. Because if you walk up to a martial art instructor, for example, black belt, with, you know, with 3-4 stripes, and you ask them, hey, here is my child, how much percent, what's the percentage of this child becoming a black belted master in this martial art? Pentru că dacă te duci, de exemplu, la un instructor de arte marțiale cu centură neagră și câțiva, nu știu câți dani pe centură, și te duci cu copilul tău și îl întrebi, uite, care este procentajul de reușită pentru copilul meu ca el să ajungă deținător, maestru în arte marțiale cu centură neagră ca și tine? And the martial art, you know, the master with the black belt will give the best answer to this father that, oh, that child has exactly 100% chance to become a black belted master. Și acel maestru în arte marțiale o să-i dea cel mai bun răspuns acelui tată și vei spune, oh, copilul tău are 100% șanse să devină maestru cu centura neagră. And the father says, well, what are the numbers from the past couple of years? In past 10 years, so how many of the children have become out of 10, how many of them have actually become black belted? And he says, oh, it's only one out of 10. It's only one. Și atunci, uimit, tatăl îl întreabă pe maestru, ok, care este rata de reușită în ultimii 10 ani? Câți copii din 10, de exemplu, au reușit și au ajuns, dacă e 100% șansa de reușită? Și maestru, răspunsul maestrului a fost unul singur.
And then the father says, then why do you say that this child has 100% chance to become a black belt when you see it in the past 20 years is 1 out of 10? What kind of numbers are you giving me? Și atunci oftica de-a dreptul părintele spune, și atunci de ce zici că copilul meu are șanse de 100% să devină maestru cu centură neagră în arte marțiale, când tu spui că în ultimii 20 de ani cifrele sunt acestea, 1 din 10 a reușit. Oh, because this one child of yours can change the numbers by 100% by his personal dedication. Pentru că, și atunci răspunsul maestrului este, pentru că acest copil al tău poate să schimbe aceste numere prin dedicarea personală. He'll change all statistics by all, not everything numbers, by his commitment. Va schimba toate statisticile prin această dedicare față de calea aleasă. By his work ethic. Prin etica în muncă. By how much he's focusing on his future and sees himself as a black belt master. Prin cât de mult se focalizează și se vizualizează ca maestru cu centura neagră. He'll change all the numbers by 100% if he learns to recover from his injuries and mental injuries and physical injuries. Va schimba 100% aceste statistici dacă va învăța cum să își revină din rănile fizice și mentale. So the individual's personal list of abilities will change all the numbers by 100%. Deci toată această listă de calități individuale sunt cele care vor schimba 100% numerele. See, that is not motivation. I don't like to motivate people. That's a principle that actually can become depressing when somebody realizes, oh my gosh, it's all about me. Everything depends on me. That is so depressing. I've been blaming everybody else all my life. From now on, it's all about me. That's depressing. That's not motivation. Poate deveni deprimant când încerci să motivezi pe cineva și încercându să-l motivezi, îi spui, știi, de fapt, ai greșit până acum. Totul depinde de tine, nu de cei din jur. Și atunci omul cu adevărat se deprima, acum eu-s de vină pentru toate cele, de fapt. Totul ține de mine, totul depinde de mine. By your understanding, you will belong to that group who will make it in the next 10 years, because you will have that 100% changing factor, which some of that we learn today, some of the principles you will learn today and realize, because the true success is the continuous realization of a worthwhile dream. That's the true success, a continuous realization. Și veți ajunge cu adevărat să reușiți, să faceți parte din grupul acela care reușește în Doterra, pentru că ați înțeles, unii ați înțeles în urma întâlnirii de azi principiile de bază, principiile fundamentale, alții o să le înțelegeți pe parcurs și mai important este munca la realizarea continuă a visului tău. I wish my best everything that I can wish to you, that I've been wishing ever since, the Passion and Love project in Romania. I wish all that you will realize these things that we talked about today. That's my greatest wish out of all of you. Cea mai mare și mai profundă dorință a mea pentru voi și urare este să realizați cu toții, să înțelegeți cu toții aceste lucruri și să le realizați cu toții. So I encourage you, I see that some of you are together, then stay together. If some of you are alone, stay alone and do your thinking, because that's where you're going to make your changes when you are alone, when you are with an inspired group and start making changes in your train of thought. I wish that you do that. Așadar, vă doresc și vă provoc în același timp, unii sunteți singuri pe calea voastră, alții sunteți împreună și v-am văzut acum acolo, urmați-vă calea și lucrați continuu la visul vostru.
pentru că asta vă va duce cu adevărat schimbare. I thank you for the invitation and I will make arrangements to go to you and see you in person for all day in person together. Așadar, în încheiere, vă mulțumesc pentru invitație și am să fac împreună cu Ronela aranjamentele necesare astfel încât să ne și vedem pentru o zi întreagă față în față. Thank you for Ronello and Claudio and all the upline leaders to trust us with the training. Mulțumesc Ronelei și Claudiei și tuturor upline-urilor din România că mi-au oferit încrederea cu acest training. Thank you so much Simona for the transition. Mulțumesc Simone pentru traducere. You're welcome. And I wish you an incredible summer, an incredible dreaming and I'll see you in person. Și vă doresc o vară incredibilă și să aveți visuri incredibile și ne vedem cu toții în persoană. So just keep the Zoom running for a little bit, Ronello. I'll be watching the comments and I'll be some of you are thanking in Hungarian. I'll be watching the comments and thank you for everything again. Așadar, Ronella, să lași încă Zoom-ul deschis ca să pot să urmăresc comentariile și mulțumesc încă o dată pentru tot. Corey, thank you so much. You're welcome. Amazing. It's amazing. And I missed you. You're welcome. And I missed you so much. And what I can say that I'm so grateful that you called me in 2017. And as I told my team, you were the only person on the earth that could call me and invite me to see another project about, I don't know, a company and network marketing. And maybe today people understood me why I love you so much. Thank you. Because so you much, are Ronella. The biggest visionary man I have ever met. And you, thank you so always much. Inspired me. Oh, you are like me. That's why you have the attraction. We are together. Simona, please translate what she says. I am. I was waiting for her to finish. Cred că vedeți cu toții cât de emoționată e Ronela și mă face și pe mine să plâng aici. I-am mulțumit lui Cori pentru că a sunat atunci în 2017, pentru că el era singura persoană de pe planeta asta care ar fi putut să o sune și să-i propună ceva, un proiect în care ea să îl urmeze cu toată ființa, pentru că are această încredere în el și pentru că el este cu adevărat un vizionar și cred că ați înțeles acum cu toții ceea ce Ronela tot timpul ne spune când vrea să ne-l aducă pe Cori într-o prezentare, ce forță există și ce viziune există în acest om. Și da, îi mulțumim cu toții, pentru că dacă el nu ar fi venit către Ronela, Ronela n-ar fi venit către noi. Thank you so much. Thank you. All of you. I see the comments. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. You really changed all these people's lives. I know. It's okay. Yes. Pay it forward. Yeah. Thank you so much. See you soon, Cori. Thank you.